Salut! Mulțumesc că sunteți aici. Sunt Armina, Armina Popeanu. Wow, ce să zic, de la 20 de oameni la casa mai în curtea biroului nostru, la multe fețe pe care le știu, multe pe care le revăd de edițiile trecute și la altele noi. Mulțumesc că sunteți aici. Zis că e sezon nou de Business of Architecture, Design and Creativity, nu știu, nu mă hotărăsc, mai organizat, mai structurat. Îmi doresc ca în urma acestor întâlniri lunare să plecați cu ceva concret pe care să îl aplicați în activitatea voastră profesională. Iar astăzi, așa cum știți, povestim despre marketing. Au fost super drăguți și au acceptat instant invitația mea Raluca Radu, specialist în marketing, și Mihai Popescu, designer, și le mulțumim. Și mă bucur că fac parte din gașca noastră mare. Și le mulțumim și partenerilor noștri, celor de la NOD, care ne primesc aici în spațiul lor și ne acomodează, celor de la Zois, cei de la Promelec și cei de la Cesarom. O să povestim un pic cu fiecare dintre ei, dar până atunci avem o groază de parteneri media pe care i-am convins să fie cu noi ca să facem tot felul de lucruri drăguțe. Adică cei de la Iglu care... Na, știți de cei de la Iglu, n-ai rost să îi prezint. Ne dau niște reviste și niște albume pe care, așa ca data trecută, o să le dăm celor care adresează întrebări și se fac remarcați la final. Ei au acum, luna asta, o promoție întreaga lună de Black Friday, pentru că au luna asta, noiembrie, în calendarul de marketing este specială. Au lună de reducere la toate publicațiile lor. Apoi sunt cei de la The Institute, care, despre care iarăși nu vă spun pentru că știți. Ei fac acum colul de proiecte pentru Romanian Design Week 2023. Deci, dacă simțiți că aveți un proiect fain, puteți aplica pentru RDV la anul. Platforma Startarium, care amplifică și ei mesajul nostru, sunt o platformă antreprenorială făcută de cei de la Impact Hub, împreună cu ING și, mă rog, că am un partener pe autonom, și au o groază de proiect, de programe pentru antreprenoriat. Au Startup Edu, un curs de antreprenoriat complet despre ce trebuie să știi în legătură cu etapele tipice ale unui startup. Au instrumente super faine pe care poți să lucrezi direct, Business Model Canvas și Value Proposition Canvas, pe care eu le-am folosit deja de câteva ani și chiar zeci de ori, dar mă rog, pentru fiecare idee de proiect antreprenorial le puteți edita acolo, sunt foarte faine. Și au o sinteză Startarium, un newsletter lunar în care mapează cele mai noi oportunități de creștere și învățare și ne invită la un eveniment fizic în 25 noiembrie dimineața despre reziliența și creativitatea în antreprenoriat, de la 9:30 la Impact Hub de la Universitate, că de fapt, mă rog, acolo este acum Impact Hub-ul. Cei de la Arhispec sunt o platformă dedicată arhitecților și designerilor și vă invită să vă faceți cont și să uploadați proiectele voastre, astfel încât să le faceți cunoscute. Și asta mi se pare foarte mișto. Este o platformă făcută de cei de la IBC Focus, pe care, mă rog, probabil că unii dintre voi știți, se ocupă cu marketingul pentru, mă rog, zona asta de arhitectură, dar cu accent pe construcții și șantiere mari, și au făcut această platformă pentru arhitecți și designeri. Vă puteți crea un cont gratuit și urca proiectele voastre chiar drăguți. Cei de la Libris, sunt prietenii mei de la Brașov și am convins că trebuie să ne dea niște cărți de business pe care să le dăm mai departe, pentru că mi se pare că tu ai rubrica în care recomanzi cărți. Mi se pare că e una dintre resursele foarte importante și la îndemână și poate povestim și despre asta. Revista Atelierul, care sunt o publicație faină în care regăsiți inspirație, și Radio Guerilla, care amplifică mesajul nostru, și Cristi Andrei, care ne face poze faine și am văzut că unii le-a și folosit de luna trecută și mă bucur. Și o să ne facă poze și mai faine, nu prea. Și mai am, mă rog, m-am gândit că eu nu prea fac chestia asta, nu prea mulțumesc oamenilor așa, cum, nu știu.
nu prea fac exercițiul ăsta și m-am gândit să-l fac odată cu aceste întâlniri. Dacă luna trecută le-am mulțumit băieților din viața mea, soțului și bebelușului Carl, care, mă rog, e foarte adorabil și de fapt de-aia pot să fiu aici, că e drăguț. Luna asta m-am gândit să-i mulțumesc Dianei, care e alături de mine în povestea asta de PR din când am început eu Liria și povestea, mă rog, antreprenorială acum foarte mulți ani. Și căreia îi scriu mail-uri noaptea și îmi răspunde. Mi se pare foarte tare. Bun, vă spun pe scurt cum decurge seara de astăzi. O să povestim cu Raluca și cu Mihai, cu fiecare în parte. Apoi o să luăm o selecție de întrebări din formularul de înscriere, pentru că, wow, sunt atât de multe întrebări bune. Și nu vi le-am trimis în avans, să le vedeți, sunt chiar foarte multe. Și aș vrea să lăsăm un pic mai mult timp de data asta întrebărilor live, pentru că de aici apare plus valoarea și la final să ne împrietenim și să bem un pahar de Prosecco. Iar astăzi am ales să vorbim despre marketing. De fapt, în tot acest final de an, promovare marketing și în decembrie o să vorbim de personal branding. Mi se pare că sunt lucrurile esențiale pentru arhitect și designer de interior și trebuie să le perfecționăm. Sper să vă luați fiecare de aici informația cea mai bună și să o aplicați în business și vă încurajez să puneți întrebări, să vi le scrieți pentru sesiunea de întrebări, să vi țineți minte, nu știu, să faceți networking și la final să vă băgați în seamă, să faceți poze, stories, tot ce... mi-am dat seama că sunt oameni care interacționează în online și nu i-am văzut în offline și merg așa să vină să mă tragă de bune. Eu sunt Armina, sunt arhitect. Atunci când am terminat facultatea, m-a lovit sindromul impostorului, în sensul în care nu m-am regăsit în proiectare, n-aș fi făcut o altă facultate, că m-am tot gândit mulți ani la asta, dar nici nu sunt pentru proiectarea clasică de arhitectură. Și, mă rog, la momentul respectiv, în anii terminali de facultate, m-am specializat în design interior și mi-am vândut motocicleta pe care o aveam atunci, am cumpărat de toți banii genți. Le-am dus acasă, 35 de genți, le-am pictat manual și le-am urcat pe un site online și am făcut Liria. Liria a fost primul business și cred că prima oară când vorbesc la trecut așa, dar chiar a fost, pentru că anul ăsta am hotărât că e cazul să move on. Mi se pare că îți trebuie așa, un pic de curaj și la un moment dat chiar trebuie să move on. În fine, ce a urmat a fost complicat pentru mine, în sensul că am cumpărat o fabrică de maruchinărie la Brașov. Am produs mult pentru tot felul de branduri și m-am lucrat și cu designeri de aici și din afară. Fabrică pe care am închis-o în 2018 și de fapt mi-am dat seama că în tot timpul ăsta am fost mai concentrată pe ceea ce am creat decât pe monetizarea produsului, adică pe făcut bani, da, pot să lua așa, ca între prieteni. Și ulterior am realizat că majoritatea antreprenorilor creativi se concentrează mai mult pe actul ăsta de creație decât pe monetizarea lui și am structurat aceste idei într-o cercetare doctorală, un doctorat la Ion Mincu, la arhitectură, în urma căruia am propus să creez un model de business pentru antreprenori creativi. Pentru mine, pandemia a fost una foarte bună, așa, nu știu, mai că nu aș putea să spun asta acum. Dar în momentul ăla de lockdown chiar a fost o resetare totală profesională și mi-a prins foarte bine. În sensul în care mi-am învins acest sindrom al impostorului și am creat un studio de design interior, arhitectură și design interior a arhitecți și am început doctoratul. Ulterior, anul trecut am început aceste întâlniri Conex, mă rog, prima a fost Conex cu RDV, Gourmet in Design Week, la care a venit Eliza Iochina, printre alți speakeri și la final, cred că e prima oară când zic asta, o grăză de premiere. Dar, mă rog, la final mai este să bem o cafea la ei la birou și de atunci mă ocup de comunicare și anul ăsta de marketing pentru Cumulus. Iar anul ăsta am luat, în fine, eu am o aventură mai
complexă cu fondurile, cu accesatul fondurilor și anul ăsta mi-a pus toată energia și am luat niște fonduri europene și vreau să construiesc această platformă de educație antreprenorială pentru arhitect și designer, din care întâlnirile fac parte și urmează și un podcast și... avem așadar întâlnirile. Întâlnirile sunt recurente, a doua marți din lună, următoarea este pe 13 decembrie, am tendința să tot încurc zilele, așa că 13 decembrie. Și avem un grup de Facebook, A Business of Creativity Society, o pagină de Facebook, o pagină de Instagram și un newsletter. Dar toate aceste lucruri nu se pot întâmpla, de fapt, fără sau nu se pot întâmpla așa de frumos, organizat și structurat, fără parteneri. Și vă ziceam că cei de la NOT sunt alături de noi, că ei m-am intersectat anul ăsta, suntem, mă rog, prieteni mai vechi. Plotez și eu ca toți arhitecții la plot. Și Florin a fost foarte deschis să ne găzduiască aici și mulțumesc. Cei de la Zoiți, Cristina, Ian, Ianca și Vasi, și ei au fost foarte deschiși. Prima pe care am sunat-o și am povestit despre proiect a fost Cristina și a zis pur și simplu da, vine alături, se alătura. Ei sunt foarte mișto, sunt un business de familie din Constanța cu un showroom foarte călduros în Cotroceni. Și ei în sine sunt foarte faini și, mă rog, am mai zis asta și o să mai zic, sunt genul de furnizor la care trimiți un client și nu fuge, ci din contră, comandă și comandă mai mult. Și e mulțumit de experiență. Sunt prietenoși și au grază de produse și au și prețuri foarte bune. Și o invit pe Cristina, ce pomposură, care este co-founder Sway, să vă spună despre ei. Sara, mulțumesc că ai venit pentru introducere. La mulți ani, Mihai, să treci cu numele. Așa, știam că uita ceva. Apreciem că-ți petreci Sara alături de noi. Bine ați venit, vă mulțumesc. Nu voi monopoliza discuția după avalanșa ta de... Păi gata, am vorbit un pic, după aia nu mai vorbesc deloc, de ce? Noi suntem, da, obișnuiți cu evenimentele și din acest motiv am și răspuns invitației, pentru că, da, eram obișnuiți cu evenimentele proprii. De tip conferință, unde Mihai a fost VIP speaker până la un moment dat, mulțumim. Le țineam în Constanța, în Mamaia, erau dedicate designerilor și arhitecților, asta înainte de pandemie, poate că unii dintre voi ați participat. Dar suntem foarte mândri atunci când suntem aleși parteneri și mulțumim că ne oferă ocazia să susținem proiectul și sperăm că și următoarele, în aceste trei întâlniri. Suntem un showroom de un business de familie, un showroom, de fapt două showroom-uri, unul călduros în Cotroceni, unul mai călduros în Constanța, acolo unde sunt eu alături de soțul meu și ne ocupăm împreună de acest business și, mă rog, s-au relocat cu nații mei și sunt managerii showroom-ului din București, unde vă invit să ne descoperiți și poate detaliem și despre programul 3D1 pe care l-am prezentat aici subțint. Este un program dedicat business to business, cumva arhitecților, designerilor și dezvoltatorilor, dar pentru detalii poate povestim în showroom. 3D1, jocul de cuvinte, probabil că le înțelegeți, câștigă cele trei părți, clienți, parteneri și noi. Da, am plecat de la pasiunea pentru plăci ceramice și acum furnizăm toate produsele necesare unei amenajări de excepție. Avem o selecție de branduri speciale, spunem noi. Lucrăm cu producători de renume în domeniul ceramicii, plăcilor ceramice, parchetului și de aici toate categoriile de produse. Le găsiți pe site. Mulțumesc, abia aștept să ne împărtășiți din secretele voastre, pentru că și noi suntem un model de business care integrează această pasiune creativă. Sperăm cu cele mai bune practici de afaceri, dar suntem mereu dornici să aflăm informații de la oameni specializați în domeniul creativ și digital. Mulțumesc mult, seară frumoasă! Mulțumesc! 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 Avem alături de noi pe cei de la Promelec. Mă gândeam, mi-au venit o avalanșă de gânduri. Mă gândeam că de fapt e foarte mișto că avem pe cei de la Promelec și cei de la Cesarom și am două business-urile sunt din Cluj, adică wow. Provincia, vezi? Constanța, Cluj. Da, exact.
Compania Promenlet importă și distribuie în România instalații și echipamente electrice ale multor mărci, unele în exclusivitate, multe mărci notorii și oferă o serie de branduri proprii, cuprind produse de conectică pentru locuințe și vine în ajutorul nostru ca arhitect și designer de interior. Au și produse sezoniere, cum ar fi iluminatul grădinii, iluminatul ambiental și iluminatul festiv de iarnă, că așa mai sunt 50 de zile și până la Crăciun. Mi se pare drăguț că vorbim despre asta. Și au acest concept că cea mai ieftină energie este cea economisită și cred că, mă rog, în ultima vreme cu energia simțim și pe pielea noastră. Promenlet se concentrează pe acele tehnologii care reprezintă o evoluție în materie de utilizare și producție a energiei și conturează în jurul conceptului de upgrade, o linie de business de produse verzi, eficiente energetic, charge up, sun up și smart up și, cum vă ziceam, este un business cu origini antreprenoriale românești din 96 de la Cluj, acum parte dintr-un grup spaniol mai mare și îl invit pe George Bratu, sales manager regional de la Promenlet, să ne spună mai multe. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. De asemenea, vă urez la mulți ani și celor care se bătăi ziua de astăzi. În ceea ce spunea și Armina, aș vrea doar două cuvinte să spun despre faptul că din 2011 facem parte din grupul Electra, un grup cu o prezență foarte mare în partea internațională. Iar în ceea ce privește sistemele de start, de update, avem sistemul SunUp, sisteme complete de panouri fotovoltaice, charge up pentru stații de încărcare mașini electrice și smart up pentru automatizări de automatizări pentru clădiri inteligente. Astăzi am venit cu un producător exclusiv. Avem o parte de branduri, după cum spunea și Armina, strategice pe care suntem exclusivi în România, branduri cu prezență națională cum ar fi Legrand, Schneider, Davis, Philips și branduri proprii. În ceea ce privește brandurile cu prezență exclusivă, astăzi am venit cu o parte vizibilă, partea de aparataj ultraterminal. Producătorul este din Slovenia, TEM, pe care le reprezentăm de aproape 20 de ani în România. Au gamă modulară, standardul italian, în care definim trei linii de design, partea de line, în care liniile sunt drepte, soft, parte curbată, rame curbate, și pure, în care ce este cel mai interesant și se diferențiază, este faptul că materialele sunt naturale. Adică lemn, piatră, sticlă și metal, toate acestea sunt naturale. O altă gamă care se va lansa pentru partea aceasta, se lansa de fapt la Târgu de la Frankfurt, la Light & Building, este gama Edge, care este cu un aspect vintage și care credem noi că va atrage atenția. De asemenea, avem prezentă și gama de modul clasic, standard german, logic și economic. În ceea ce privește diferențierea produselor, pe lângă faptul că sunt de o calitate bună, venim cu două tipuri de personalizări. Personalizare pentru rame, pentru gama standard avem o paletă destul de cromatică, destul de variată, dar putem să oferim și rame în funcție de ce culori și ce proiecte aveți dumneavoastră. Dacă vă doriți o anumită nuanță de curai sau eu știu alte, se pot face la costumizate. Și de asemenea se pot inscripționa. Dacă aveți un anumit logo al unui hotel sau un anumit, nu știu, cadru pe care vreți să-l integrați, se poate personaliza din tapet sau din alte părți. Pentru a fi mai ușor de a oferi soluții, producătorul oferă și un soft, modul manager, care înglobează oferta dumneavoastră, iar la final, și vă oferă ajutorul de a nu greși și alege toate, mă rog, toate accesoriile de care aveți nevoie și la final se scoate un necesar de materiale care este indicat pentru fiecare cameră în parte și atunci timpul de manoperă al instalatorului se reduce destul de mult. Ca și referințe, să spunem mai importante, ar fi un nou hotel acum, Cocoșul de Aur din Târgu Mureș, hotelul Privo, hotelul Caro sau clădirea de birou de Marc.
Cam atât ar fi despre producătorul trend, să spun așa, și vă invităm să le vedeți la, la stand. Mulțumesc frumos! George, de ceea ce își dorește un arhitect, să fie personabil, să fie personalizabil, să fie culori faine și să poată pune mâna pe ele astfel încât să se convingă aici. Și al doilea business din Cluj, Cesarom, este un business românesc care a aniversat 60 de ani de excelență. Mi se pare superb. Și face asta cu multiple premiere, au o gamă de piese speciale, precum plăci speciale de treaptă sau plinte, au formate noi de gresie, faianță și mozaic și o parte dintre ele sunt aici și puteți să le vedeți, să le atingeți. Există o platformă, Cesarom Pro Club, accesibilă de la ei pe site și, mă rog, Andreea și Cenghe vă dau și codul QR să ajungeți direct în platformă, dedicată meșterilor, dar mai ales arhitecților și designerilor. Și cei care se înscriu beneficiază de tot felul de promoții, premii, recomandări, proiecte și mai departe. Și am un showroom nou în București, pe Mihai Bravo, nu știu dacă știați, dar... mă rog, evident, puteți să mergeți cu clienții acolo. Aduc acolo un nou concept de vânzare de plăci ceramice și au o promoție în noiembrie, dar o las pe Andreea Bodola, marketing director la Cesarom, să vă spună mai multe. Bună seara! Mulțumesc, Carmine, că mi-a dat ocazia să fiu aici alături de dumneavoastră. Pentru Cesarom, singurul producător de plăci ceramice din România. Așa cum l-am lansat noi anul trecut într-o campanie puternică fabricată în vest, în Cluj, din 1962, suntem producători români, producem gresie, faianță, mozaic, plăci speciale, pentru proiecte de zone cu piscine, pentru proiecte industriale. Cesarom este un brand deținut de un grup austriac, la Sensberger, care are fabrici de ceramică nu numai în România, ci și în Cehia, Ungaria sau în Rusia. Mostre pe care o să le puteți vedea parte dintre ele aici. Așa cum spunea și Armina, 2022 pentru noi este un an special, aniversăm 60 de ani și am marcat acest an special cu premieră pentru brandul Cesarom. Am lansat formate noi de gresie faianță, venim cu piese speciale, plintă ceramică, fabricată aici la noi în România. Venim cu o gamă specială de gresie Safe Plus, care are o protecție antibacteriană pe baza nanoparticolelor de argint. Am lansat un nou site în care avem multiple funcționalități și în care acum este în procesul de naștere acestui club, Pro Club, în care targetăm și brațul la dumneavoastră. Vrem ca acest salon să fie mai aproape în viitor de această breasă și în acest Pro Club, în ceea ce privește această zonă de arhitectură și design interior, dorim ca, după ce trecem de faza de recrutare, de aducere a oamenilor în club, să organizăm diverse acțiuni prin care noi, ca producători români, să putem să avem, de exemplu, concurs de idei, cum să creăm împreună cu designerii români și arhitecții români o placă ceramică. În fabrica de la Cluj avem și acea, nu știu dacă vă cunoașteți acest termen, de arderea a treia, în care se produc decoruri și în care putem să producem și produse custom,
în baza creativității și a ideilor oamenilor din creația dumneavoastră. Și vă invit ca la final să putem să discutăm și să vedem, poate cu dumneavoastră, să găsim idei mai bune prin care noi, ca producători, să putem să vă promovăm pe dumneavoastră și noastră ca arhitecți, designer, să ne promovați în proiectele dumneavoastră. Și în ultimul rând, CESARON a deschis și a inaugurat în octombrie primul showroom din România. Mai avem ceva magazine proprii. Produsele noastre se vând în proporția 95% prin distribuitori, DIY-uri. Însă acest showroom pe care l-am deschis în București, în Mihai Bravo numărul 12, spunem noi că am venit cu un concept inovator care cred că este pe stilul de lucru al dumneavoastră. Este acest concept mix and match, în care dăm șansa tuturor clienților care intră în showroom să mixeze plăcile pe care noi le expunem acolo. Pentru că știm că vă place să vă jucați în moodboard-uri, să combinați texturi, materiale și culori. Și acest concept vă oferă, spunem noi, pe deplin această șansă. În micul nostru stand acolo putem să vă arătăm, să vedeți într-un tur virtual cum arată acest showroom. Și bineînțeles, după aceea să îl și vizitați, să vedeți dacă este pe placul sau pe gustul ideilor dumneavoastră. Și aș vrea să lansez o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați lucrat până acum cu plăcile CESARON? Periculos. Mă bucur în acest caz. E periculos. Că suntem aici, să spunem că CESARON este un brand care s-a reinventat în ultimii ani. Se fac investiții importante în fabrica de la Cluj. Pot să vă spun că anul acesta am pornit o linie de rectificare, lucru care nu s-a realizat în această fabrică până în momentul de față. Avem multe alte proiecte în desfășurare și în foarte scurt timp o investiție majoră pentru piața de plăci ceramice din România. Mă bucur că sunt aici, mulțumesc pentru atenție și nu vreau să vă mai rețin. Mulțumesc! Mulțumim, Andreea. Eu mă bucur că mai ai energie, că ai plecat azi dimineața din Cluj, adică mi se pare așa impresionant. Și mulțumesc! Așa, că nu eram Raluca. Păi mi-am dat seama că deja sunt foarte mulți ani de plătești. Că a trecut timpul. Practic, atunci când eram, nu știu, atunci când am făcut colecția de pantofi la Liria, cred, în 2018, am cerut la Startariu. Am bătut la ușă și am zis, hei, mi-ar plăcea și mie să știu dacă ce fac pe marketing digital e o direcție bună. Recomandați și mie cu cine aș putea să vorbesc. Și m-au pus în legătură cu Raluca, din postura de mentor, mentee. Și Raluca a fost super deschisă să ne întâlnim la cafea și să-mi ia site-ul la Puricat și să mă rog, dea sfaturi foarte practice. Raluca Radu este fondator și managing partner MTH Digital, adică o agenție de digital, și country manager elsewhere, adică înseamnă că e un Black Friday acum și Raluca este seara asta cu noi, adică e mare lucru. Are o experiență de peste 17 ani în marketing digital și știu că am lucrat într-o serie de lucruri, cu tot soiul de branduri faine, F64 printre ele, în marketing digital și în strategie de business online.
și se implică activ în creșterea și educarea pieței de business din România. Este prezentă în fiecare zi la 1-2 evenimente, nu știu, deci mi se pare că e o perioadă absolut nebună. Am tot văzut acolo, nu știu cum mai poți. Recomandă o groază de cărți și o groază de resurse și o groază de programe și o groază de lucruri faine la ea pe Instagram și nu numai. Ești trainer de marketing online în cadrul Dallas Go, da, și asta. Coorganizezi GPEP-ul și ești consultant și mentor în strategie și marketing online pentru business-uri din domenii variate. Am ratat ceva? Nu, continuă, ok. Mai vezi o idee, dar da, cred că e suficient. Am tot soiul de întrebări aici. De exemplu, este obligatorie promovarea. Și de fapt am foarte multe întrebări despre clientul ideal și mi-ar place foarte mult să, zona asta cu clientul ideal, mi se pare foarte mișto de explorat. Și aș vrea să ne-o spui tu un pic, foarte pe scurt, din perspectiva unui strateg de marketing. Și să ieși de tine. Nu, nu, nu e dată nimic. Sunt foarte ocupată. Așa. Se invitim să te aici. Mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc vouă că sunteți aici. Pe zona asta de strategie de marketing, da, cred că clientul ideal este un punct cheie. În opinia mea, întotdeauna trebuie să gândești foarte bine care este situația prezentă pe care te afli. Cred că ăsta e punctul esențial. Să-ți dai seama efectiv cu cine concurezi, care e publicul tău țintă sau care sunt profilurile de public țintă cărora te adresezi. Și uite, chiar o să dau un exemplu foarte practic. Se potrivește, povesteam că sunt country manager la Answer.ro. Nu știu dacă ați cumpărat de la noi sau dacă ați cumpărat online, dar probabil ați sesizat în orice caz că piața de fashion online este din ce în ce mai aglomerată. Suntem cel puțin 6 concurenți multibrand care ne batem pe aceeași felie. Și întotdeauna în marketing, da, fiecare dintre noi este mare și frumos, fiecare are propriile bugete, propriile avantaje, e foarte important ce comunici. Iar noi ne-am găsit de multe ori în situația în care nu aveam cele mai mari bugete de marketing din acest pool de competitori. Noi, spre deosebire de mare parte dintre concurenții noștri, nu avem un fond de investiții în spate și atunci suntem o firmă antreprenorială, chiar dacă din Bolonia, dar totuși este o firmă antreprenorială care trebuie să fie profitabilă. Și atunci bugetele nu erau aceleași. În momentul respectiv, strategia noastră a fost să încercăm să fim un pește mare într-un acvariu mai mic. În sensul în care nu ne-am pus bugetele de marketing în a acoperi toată piața, ci ne-am ales câteva profiluri țintă pe care ne-am axat. Și la început, de pildă, am observat că concurența online de pe piața asta de fashion se axa mai ales pe fashioniste, mai ales pe femeile care aveau foarte mult timp să se îmbrace, care erau deja pasionate de branduri și așa mai departe. Alți concurenți s-au dus către generațiile tinere, o promovare prin vedete, Irina Rimes și mai știu eu ce, bugete pe care noi nu le aveam. Și noi am realizat, am luat așa piața și ne-am gândit, măi, cine se mai îmbracă de la brandurile pe care noi le vindem? Și am identificat publicul, spre exemplu, de femei de business, publicul de antreprenoare, de femei care lucrează în marketing, publicitate și așa mai departe. Și am realizat că nimeni nu comunica targetat pe publicul ăsta. Și ne-am gândit cum să găsim efectiv o intersecție între ceea ce își dorește să vadă publicul respectiv și produsele noastre. Și am avut foarte multe inițiative pe zona aceasta de a scoate în față femei din mediul de business sau femei din mediul inclusiv antreprenorial creativ prin proiectele noastre. Answer Top Ladies, apoi Girl Power și alte multe variațiuni pe aceeași temă. Ce a fost foarte interesant a fost că pe respectiva felie de business am fost printre singurii care comunicam. Nu v-am dat exemplul ăsta ca să ne lăudăm cu noi cât de frumos suntem, ci dau un exemplu de cum a identifica o felie de piață pe care poate nu targetează toți concurenții tăi și pe care tu ai putea să încerci să o înțelegi cât mai bine, să înțelegi ce o motivează, de unde se informează, ce urmărește, ce inspiră, ar putea să fie o bună strategie.
Și ăsta, într-adevăr, a fost modul nostru de gândire și cred că a fost o parte din cum am câștigat piața. Tot în zona asta de strategie, ce ar mai putea să reprezinte o nișare, în afară de a vă identifica poate publicul țintă, ar mai putea să mai fie să identificați un diferențiator al vostru, fie ca serviciu, fie ca produs, și să mizați pe respectivă, adică să găsiți o felie de comunicare pe care poate nu se bate toată lumea. Să asta e cel puțin ceea ce încerc eu să fac atunci când nu, bugetele nu sunt musai cele mai în favoarea mea. Mulțumesc, Raluca. Uite, despre asta uitați-vă despre proiectele faine pe care le-ați făcut cu antreprenoare la Emsfer. Și mă bucur că ai amintit despre asta. Eu mi-am notat aici niște idei că vreau să le subliniem după aia, la final. Cred că Mihai Popescu, la mulți ani, Mihai în primul rând, și Gabriel, și Gabriela, și Mihaela, și toate așa variațiunile. Mihai se definește mai mult ca inginer decât artist. De fapt, el este designer, dar mă rog, eu cred că el nu mai are nevoie de o introducere în breasla noastră, dar voi sublinia câteva lucruri despre el. Ești cofondator Twins Studio Design, ai 64 de proiecte pe site, le-am numărat eu, pentru că dădeam scroll. Mă tot uitam în ele, le-am postat, știu, și zic, mamă, câte sunt. Și Dumnezeule, felicitări. Ai cofondat mai multe business-uri, Wonderful, Fratelli, Beautiful, by Fratelli, Bucharest, Carnivale, Portobello, nu mai zic. Și zici, de fapt, că te definești mai mult inginer decât artist. Deși eu judecă după spațiile tale n-aș zice neapărat, mă rog. Că îți place să meșterești, să găsești soluții și mecanisme și primul lucru într-un proiect îți place să rezolvi partea tehnică, apoi partea estetică. Mi-ar plăcea să ne povestești un pic despre parcursul tău, adică să ne întoarcem așa back to the roots și să ne povestești un pic de parcursul tău designer acum nu știu, mai mulți ani, când ai terminat-o. Bună seara! În primul rând, mulțumesc că sunteți aici astăzi de Sfântul Mihai și Gabriel. Sunt convins că mai erau variante de ieșit cu prietenii la un pahar. Eu nu aveam, deci mă bucur că sunt cu voi. Chiar nu știam unde să ies. Ar fi destul de mult de povestit. Am luat, sunt multe proiecte, că multe a făcut și mama, adică nu sunt doar ale mele. Twins e un business de familie, făcut cu mama și cu fratele meu, Geamăn, de acolo Twins. Creată mama prin anii 90. Ridică mâna mama să... Mă rog, te remarci de asta. Public. E interesantă povestea pentru că noi, chiar dacă am avut un background, eu vorbesc la plural că am fost doi, știi? Chiar dacă fratele meu n-are nicio treabă cu design, da? Și întotdeauna în proiecte suntem mai mult, nu doar un genial și restul. Adică nu există proiect singular în care tu ești miezul problemei și rezolvi toate chestiunile. Practic, noi am cochetat încă de mici cu frumosul, cu arta, dar și cu reparația de biciclete. Îmi place să spun că ca să ajungi designer trebuie să te preocupe chestia asta de reparat. De asta și sintagma, să zicem, inginer. După care am abandonat, am intrat la Mihai Viteazu, la secție umană, adică total diferit de asta de inginer. Ne-a plăcut la nebunie. Jucam tenis de performanță, de mare performanță, n-aveam niciun contact după în clasa noua cu... Începuseră să ne placă fetele. Și la un moment dat ne-am trezit la 18 ani, accidentat, în care nu puteam să mai duc nici la tenis, trebuie să mă așa seara piciorul. Chiar nu mai vedeam direct, terminasem Mihai Viteazu secție de umană, adică aveam varianta limbi străine,
poate drept, eram destul de bine pregătit, chiar dacă o zimit din liceu, eu cu fratele meu, dar fiind un liceu de renume, nu puteai să rămâi în urmă și eram bine pregătiți. Și am zis, băi, dar ce facem încotro luăm acum, știi? Și am avut, asta apropo de a-ți urma un vis, știi, a-ți urma o direcție. Nu trebuie să te repezi neapărat în primul lucru care ți se încale, crezând că te pricepi sau... Ci poate reflexia asta și m-a ajutat ceva de sus să zică, bă, tenisul nu e pentru tine. Nu știu dacă ajungeam, hai să zicem, Simona Halep, în varianta populară acum. Dar am stat un an și m-am gândit că o să o apuc. La vârsta aia chiar nu știi. Toți colegii se duceau la facultatea de drept, se duceau la ASE, apăruseră școlile particulare, adică era cam o rușine să rămâi în afara facultății, vorbesc serios, adică te simțeai prost un pic că n-ai intrat la o facultate. Era facultatea celebră română-americană, adică acolo erau copiii cu bani și chiar conta mai mult să fii la o școală de-asta. Dar cu toate astea, eu, frate, după ce ne-ai bă să faci, hai să stăm să ne mai gândim, știi, nu era. Problema majoră era că te lua și în armată, știi, în anii. Suna la sonerie și răspundea bunica mea. Venea un militar, de unde sunt băieții că trebuie să-i luăm în armată? Și noi ne ascundeam, fugeam ca și la recep în casă, deci la un moment dat chiar am luat-o serios, bă, trebuie să facem ceva, că în armată nu plecăm, știi? Băi, și tot gândind noi așa, a venit mama cu o idee genială, mama a lucrat designul ca de atunci, chiar dacă arhitectă, zice, băi, du-te că ai făcut școala de arte plastice până într-o opta. Gândește-te că ai un nas în mânecă. Și fratele meu n-a vrut să audă, fratele meu deja a început să antrenor de tenis, pleca în străinătate des, a început să câștige proprii bani, ținea practic toată familia, nu o s-ar mai fi întors niciodată. Știi? Și a rămas un antrenor de tenis, până s-a angajat la Sofitel și unde a lucrat 15 ani în rețeaua Curca și a ajuns metru de hotel într-un final. Singurul metru de hotel din lume care nu are școală superioară. Dar cu abilitățile lui până la urmă a reușit să rezolve problema asta. Eu m-am dus, mama a zis, haide, te duci la design. Am stat așa în cochet, apoi zic, îmi place ideea și m-am dus la 19 ani, m-am dus la design. În primul an nu am înțeles nimic. Nimic. Adică mi s-a dat prima temă cum m-am dus, mi s-a dat secțiune ceașcă de cafea. Nici n-am înțeles tema, adică m-am dus la profesor, m-am întrebat toată. Cum adică secțiune? Nu, ceașca de cafea nu e asta? De ce trebuie să facem o secțiune? Sau mă rog, păi nu, ca să vezi cum e făcută. Nu te interesează cum e făcută? Gata, am înțeles. Și mi-a spart o ceașcă de cafea și mi-a arătat cum ar trebui să arată secțiune. Deci la anul întâi mi-a fost teribil de greu. Dar am zis, băi, am pășit aici, am intrat în cadrul ăsta. Îmi place, aveam colegi mișto, să fumam în clasă, erau ateliere. Să stătea seara, să stătea noapte, erau toți nebunii. Era o mare o energie de asta, așa știi, creativă. Imediat mi-am făcut prieteni. Mișto, haide, ne apucăm, facem, înțelegi? Era un entuziasm de ăsta, de anii 94-95 era treaba asta. Profesorii, tot așa, la început, erau anii aia de după Revoluție, în care ai fi mutat munții, știi? Mama, cu antreprenoriatul ei, o dădea înainte, eu început să lucrez la ea, să colez, să meșterez, să pun autocolan. Diverse munci de-astea, de bricolaj. Între timp am atras toți colegii care vreau să muncească să fac un ban după cursuri și eram o echipă de 5-6 băieți care noaptea puneam autocolante, zugrăveam, bopseam, făceam mascote, tăiam, ajunsese să tai mai bine ca caterpillarul de mână autocolant, dar chestia asta, manualitatea asta și m-a apropiat foarte tare de fază. Adică ce vreau să zic? Odată intrat într-un sistem, dacă îi dai un pic de atenție, exact ca o rugăciune, el îți creează un context în care tot ce se întâmplă acolo te va absorbi și te va ține acolo. Adică mie mi-a fost greu începutul la transpirația un an. După primul an, după ce am descoperit și am înțeles ce înseamnă secțiune și de ce trebuie să desenăm, să desenea de mână, nu vorbim de computer, de ce trebuie să facem machete, de ce trebuie să facem lucrurile astea. Și împreună cu un colectiv, că eram un colectiv în care împărtășeam experiențe, idei non-stop, eram conectați practic la un ceva care vorbea despre frumos. Deci noi practic ne-am creat atunci o stare din care n-am mai putut ieși. Deci ăla a fost începutul. Și în anul 3 sau 4 deja aveam lucrări mai mari decât profesorii și în anul 5 am terminat cu nota 10 școala, fără să-mi propun să termin cu nota 10. Adică era atât de, totul era atât de la îndemână și atât de, părea atât de ușor, de firesc,
încât nu mai îmi spuneai problema. Adică, băi, asta trebuie să fac, asta vreau să fac, asta voi face. Deci ce vreau să spun, a fost greu momentul ăla de transpirație din început, în care câteodată te întoarce cu spate și ai abandona, știi? Dar pe măsură ce eu am mutat cărămida aia, am tăiat nopți întregi cu colegii mei autocolante. Na, acum, de când văd cutter-ul și autocolantul, am așa o fug, știi? Adică am petrecut multe nopți, dar mi-a plăcut, știi, când am făcut chestia asta. Ulterior am fost și răspătit, că noi la anul 4 am făcut, a venit un prieten la mine, că băi, vreau să-mi fac un bar. Deci care până n-am niciun bani. Păi nici o problemă, că uite la mine, nici nu nicio problemă, că suntem noi, hai să facem noi bar. Un bar în spate la Mihai Viteazul s-a chemat Time Out. Eram anul 4. Exact la confluența dintre facultatea de instalații, unde la vremea la facultatea de instalații intrau toți repetenții. Zice că nu se punea un acum facultatea de instalații, eu apreciez și mai inginerul instalator. Deci facultatea de instalații, cine îl termină acum, e un guru pentru mine. Atunci erau numai fotbaliști, numai băieți de ăștia, eu și facultatea de instalații, care ieșeau, de ce e important. La conferința în facultatea de instalații, liceul Mihai Viteazu și IATC, facultatea de teatru și de film, în care erau alte energii. Acolo nu trebuie să vă explic cum era, că cred că înțelegeți. Și noi, practic, ne-am apucat cu colegii să construim un bar în care Bogdanel, așa cum am pătit. Ăsta se ducea, cumpăra o placă de pat, noi tăiam, puneam pe perete, mai făceam răză niște bani, mai tăiam, mai puneam pe perete. Ne-am apucat să facem scaune, dar lumile, cum le faceam, mă tăia niște sticle de absurd. De simt minte, fiecare moment ne-a curs, practic, în vene toată acea lucrare. Deci noi am făcut barul cu mâinile noastre. Ne-a luat vreo 3 luni de manufactură de stat în... Deci tăiat, decupat în locație. În vremea aia n-aveai, nu vorbim de cutter, de CNC-uri, de mașini comandă. Dacă găseai un circular, era o șmecherie. Dacă găseai un pendular, se chema coada de șoricel. Păi știm tot să tăi cu coada de șoricel. Să purta culmea, că se purtau și forme organice. Adică și totul era mai niște volute, erai niște forme, nu era nimic tăiat rectangular. Șabloane, să-ți faci un șablon, pe să-ți faci un șablon era un printer la arhitectură, te duci să stai la coadă două zile ca să faci un șablon, să tai o formă. Preferai să o desenezi, să o compui pe placă, o tăiam acolo, noaptea cu colegii. Deci, prima mea experiență, poate asta m-a dus și în zona parurilor, că poate dacă ne rugau să-i facem un cabinet stomatologic, poate am făcut, sau un birou, sau un apartament, știi, dar asta a fost direcția și ne-a plăcut atât de mult, pentru că noi după ce am făcut-o, noi am experimentat aproape fiecare zi de început a acestui business. Pentru că pentru Bogdanel, el a devenit un business. Deci asta e foarte interesant. El a reușit și a început să facă bani, să devină... Nu mai era Bogdanel un tip care venea într-un tricou așa și papuci la mesine care ceva, era Bogdanel cu cămașe, se îmbrăca frumos, făcea duș înainte să iasă. Deci, practic, ce însemna asta a însemnat atunci odată cu inclusiv proprietarul business-ului a avut parte de o educație și a înțeles că el trebuie să parcurgă odată cu noi o etapă. Designul i-a impus și lui un stil de viață. Nu avea râs. Mama, îl ții minte cum era. Avea o mașină căzută, îl ții minte, parcă l-am văzut ieri, știi? Nu îi păsa de nimic, era tot timpul un murdar de vaselină. Băi, a început să spele pe mâini, ștea unghiile. Unghia mică dispăruse, ne-am și mirat și putea degetul. Deci el a devenit și, practic, noi am educat odată cu el. Când, după aia, când am crescut, am dat drumul la business, la facultatea de studiu, a venit Dan Felciu și știi că eu am o chitară acasă și când Dan Felciu de la trupa... Bereții. Cum? Bereții. Nu, Bereții. Nu, spitalul de urgență. Băi, am o chitară. Era student la Păpuși. Mama era regina mascotului. Făcea Păpuși și teatru de Păpuși. Mama avea cele mai tari teatru de Păpuși. Lucrase mult Săndărică, Păpuși de-astea, cu mandibulă, cu mișcare, cu mișcare scenică, cu expresie. Ăștia la Păpuși, mama cu Păpuși, le băie să facem teatru de Păpuși în curte. Perfect. Bă, am și o chitară acasă. Când? Cântă. După care l-a atras pe Vali Crăciun. Și așa s-a creat. Ce vreau să spun? Că fără niciun fel de resurse, deci când vă spun resurse, când a avut acum Cesarom și a luat de asta mașină de rectificat, veniți să vă faceți, să vă creați faianța voastră și gresia voastră. Cum adică să mă fac? Adică pot să-mi pun o poză cu mine la mine în baie? Pot să putem la tine în baie. Deci atunci, fără resurse deloc, dar cu
cu o energie și cu un joar de vibră de ăsta, bă, te trezeai dimineața, abia așteptai să ajungi să vezi popoc, că ne-a ajuns, îți aduce el o țeavă și rugai, bă, dau un flex, nu face nervos, de unde pe flex, că n-am flex, am un aparat. Și cum tăiam noi scaunul de bară, țin de și acum. Și vine recompensa Absolut, un marketing manager de la Absolut, vine și zice, băieți, sunteți prea tari, pentru că noi aveam niște lămpi făcute din sticlă. Găseam niște sticlă de Absolut, vodka, care aveau designul minimalist și Absolut a însemnat tot timpul altceva în piața vocilor sau astfel, în care i-am băgat un bec banal, îți dai seama ce. Și acum e o provocare, să știți, să tai o sticlă de sticlă, să-i decupezi fundul, e complicat, să știți, nu vă lansați acasă cu... Lasea că nu o să reușiți să vă tăiați. Și îți dai seama, am creat acest produs și a venit Absolut Vocal și a zis, vreau să fie barul meu, primul bar din București, este Absolut Bar. Și îl multiplicam și în Suedia și plecam cu el de aici în afară. Bă, de la o joacă, se purtau culori complementare, era albastru cu galben, nimerisem noi pe segmentul ăla, dar te mirce, știi că eram totuși aliniați. Voi gândiți-vă, tu n-aveai acces la informație, că dădeai un search pe Google și vedeai cum arată un bar. Pe când ne plicau o revistă, mă, n-aveam mai niște reviste italienești din anii 60. Înțelegi? Niște burta, dar alea le vedeam la costume de baie, la... le luase fratele. Dar mi-a rămas astea cu arhitectură. Abitare, te mir, niște domusuri vechi, prăfuite, înțelegi? Te uitai în ele, de unde, nu călătoreai, nu era viză, să pleci în Germania, îți trebuia o viză. Să ieși în afară. Nu călătoreai. Informația nu ajungea. Te uitai la televizor, erau niște telenovele de-astea braziliene. Adică chiar nu aveai de unde să-ți iei resursa. Știi unde, cum te adaptai, știi? Și atunci energia... eram cinci puști, înțelegi? Era cluba. Atât, acolo ne bea mințile. Cluba care nu vorbește despre design. Cluba, culmea, e non-design. Adică nu poți să vorbești la cluba de... Nu cred că nimeni poate să spună de design. Tocmai asta e chestia. Bă, în clubul arhitecților nu exista niciun fel de arhitectură. Nu, că atunci așa era. Bă, era minimalismul... Nici becuri nu erau. Țin eu minte, știi că era... Aia era dusă la extrem, știi? Adică nici... Pentru cei la baie călcai foc după miros, găseai, știi? Și cum ne-am luat noi? Adică că în ziua de azi, știi, băi, nu... Noi n-avem condițiile lor de afară, noi n-avem... E greu să faci ceva, că uite cum îmi tai eu... Băi, nu ne-a trebuit nimic decât acest har insuflat, dacă vrei, dar insuflat de ce? De faptul că cineva ne-a văzut că transpirăm și că ne dorim asta. Deci noi eram acolo tot timpul, nu te culcai seara. Visam, nu dormeam nopți. Bă, cum facem? Cum rezolvăm? Preocuparea noastră de a face un lucru bun, funcțional, dacă vrei, că până la frumos, frumosul e relativ. Am avut curs în școală un an ce este frumos la estetic. Ce nu știam dacă e frumos. Dar succesul a fost, mi-a răsplătit o piață. Piața de aici, știi? Ne-a ajutat și contextul ăla, că poate dacă nu eram lângă instalație unde eu jucau fotbal toată ziua și la... Acum, dacă ești la instalație, ești mai studios, nu poți să iei la o bere, știi? Că îi dau seama că e business, adică o prea în serios. Și... Ăsta a fost început, ăsta a fost scânteia, știi, care a declanșat după aia preocuparea pentru lucruri bine făcut, știi, și pasiune, știi? Da, să vă mai zic de frate. Mulțumim. Deci, nu știu, are rost să te întreb din promovare? Că pare că... hai să vorbim despre marketing. Acum... cum facem ca arhitecți și designer de interior, antreprenor creativ, cum ne promovăm în sensul de unde o apucăm? Că sunt foarte multe, sunt o groază de resurse, adică avem acces la, dăm pe Google și găsim ceva, o groază, și de video, și de specialiști, și cum facem să conturăm o... strategie? Sau începem cu o strategie? Sau începem cu a da postul unui post pe Instagram? Ok. Eu, în primul rând, vreau să-i spun lui Mihai că a fost delicioasă povestea, mai ales că și am terminat Mihai Viteazul. Am chiulit în time. Iar mie întotdeauna colegii, când le spuneam că este un super design, acolo îmi spuneau, băi, băi, prea mult. Adică, prea multe cocktailuri. Și da, m-am simțit mai bine. Chiar era foarte
Da, pe partea asta de promovare, depinde la ce ne referim. L-ați promovat serviciile tu ca specialist sau la ce anume te gândești? Cred că pe zona asta de a te promova ca specialist, spuneai și tu la început că e foarte important brandul personal. Depinde foarte mult de voi dacă vreți să ieșiți voi în față, efectiv, și să vă creșteți brandul personal sau nu. Cred că există soluții în ambele cazuri. Dar da, cred că e important cumva să porniți de la valorile voastre, de la ceea ce vă diferențiază și cumva cred că din povestea lui Mihai putem să extragem exact ideea asta, că pasiunea asta pentru produs, pentru serviciu, pentru tot ceea ce faceți, aia e până la urmă the secret ingredient și așa, the secret flavor a ceea ce vreți să comunicați. Cred că ar trebui să comunicați partea asta. Pentru brandul personal, canalele de social media cu siguranță sunt canalul potrivit. Sunt canalul potrivit, dar trebuie să vă gândiți unde anume este publicul vostru. În funcție de pe cine anume targetați, vă puteți gândi să fiți pe LinkedIn, să fiți pe Facebook, să fiți pe YouTube, să fiți pe TikTok și să vă adaptați contextului de acolo. Acum, apropo de ce spuneai tu de să dăm boost post sau nu, cred că mai degrabă ar trebui să încercăm să gândim un conținut atât de savuros și atât de targetat pe publicul țintă, încât să nu necesite boost post-uri la început, să încercăm să ne înțelegem cât mai bine audiența, să vedem ce funcționează în mod organic și abia apoi să promovăm. Pot să... Da. Că și eu sunt, acum sunt și eu aici, pentru că și eu am avut problema asta, știi? Adică eu aveam un contul Mihai Popescu, designer de Instagram, n-a fost creat de mine, că n-am înțeles foarte bine chestia asta, sunt cu marketing, de ce trebuie să fim acolo, poate că sunt și o generație un pic depășită, să zic, de situația asta de... Și Pianul de la Fratei mi-a creat la momentul ăla un cont. Facebook era atunci, nu era Instagram, ulterior cu asta. Dar încep să mă scriu în competiții de design, cu design de produs, design de amenajări, de interior, de arhitectură, de nu știu ce. Și o Ada Leonte, o colegă de-a noastră de la departament, zice: băi, fii atent care e problema. Tu nu prea existi. Cum adică nu există? Cum adică? Eram panicat. Adică tu când trimiți un, mai ales în ziua de azi, trimiți o amenajare la Frame Design Awards. Ăia se uită un pic. Tu vii din București, în primul rând. Ai o mică problemă. București, România. Știi ce zic? Adică deja ești poziționat un pic în afara lumii, știi? După care tu să uite ea, să vadă ce vrea, să nu fie vreun render, să nu fie vreun 3D, să vadă dacă barul există. Știi? Tu nu existi, tu nu ai o entitate. Tu trebuie să-ți creezi o entitate. Cum adică? Adică tu trebuie să fii cineva în Instagram, în mediul ăsta, tu trebuie să fii cineva. Păi, sunt cineva. Nu, trebuie să fii cineva ca acel când dă link. Și ce înseamnă cineva? Păi, în cazul meu, i-a zis așa, Ada mi-a dat atunci direcția mea, a zis așa. Poze și cu tine, și cu familie. Adică cam ce ești tu, cam asta ești tu, asta e acolo, știi ce zic? Trebuie să începi să capitalizezi. Să arăți că existi ca să poți, era task-ul meu, începusem să am frustrări că nu mă scriu suficient în competiție, adică era vârsta aia în care vreau și o recunoaștere, știi, că vreau și eu neapărat să câștig o chestie, știi, că vreau și o diplomă, să vă spun de ce. Că mi-a zis cineva odată, că eu așezam niște tablouri într-o locație, niște lucrări pentru Jack Daniels, țin minte și acum, era un eveniment. Și vine un brand și îmi spune, mie mi se pare că nu dau bine. Cum ne-ai așezat tu. Bă, ce nu dau bine, mi-a venit ca o chestie în față. Adică, și atunci m-am simțit frustrat de vârstă. Acum n-aș mai, aș trece mai ușor peste chestia asta, dar la vârsta aia, băi, da. Cum își permite cineva să... Și am spus așa, păi știu că am făcut 5 ani facultate să pun tablourile astea pe perete. Și am zis, n-am știut. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să, băi, trebuie neapărat să arăt că... Să ard etapa asta, adică să nu mai vine cineva să-mi zică de ce. Și acum, într-adevăr, mă ajută. Acum pot să le pun greșit. Și mi-e zic, mamă, ce de ce? Că am acea patală, mă. Uite, am câștigat ca și un concurs, nu mai vin să arăt. Înțelegi? Adică, băi, n-ai cum să fugi de asta, știi? N-ai cum să fugi de a arăta de brand awareness și de ceea ce faci. Nu ai de ce până la urmă, știi? Că nu pot să zic acum ce gen de mie, că am 11 capă pe Instagram, nu știu, să fac să-i mai știu de nimic. Nu mi-e jenă, că e munca mea, e asta mea și e un proces organic.
Adică noi am cumpărat, i-am câștigat, sau nu știu care e termenul, știi? Dar într-adevăr aici am fost ridice, bă, îmi fac pagina, nu fac pagina, îmi fac pagina Twin Studio, mi-am făcut pagina și de Twin Studio. LinkedIn la nu știu să pronunț, adică mă împiedic pe timp, adică. Deci, cred că asta trebuie să... E greu începutul, știi? Și acum, am niște obiecte de design, unele din ele de create de acum 5-6 ani, cred. Le-am făcut în sfârșit niște poze profi. Deci e foarte important, foarte important, mai ales că sunteți arhitectură, design sau unde sunteți, cum faci fotografia. Deci asta cu fotografia, am avut un curs la școală la arhitectură și corectam niște lucrări. Băi, pozele obiectelor la care au plecat erau cu o pisică, cu o vază, era vorba de un scaun, erau alte obiecte în cadru, erau înclăite, nu înțelegeai, mă zic, băi, primul lucru, poza trebuie să fie clară, cu un limbo, să vadă scaun, pozitivul scaun, scaun, verticalele, asta m-a învățat mama, trebuie să fie drepte, mă, cum pozitivul clădire, nu poți să o faci, nici așa, nici așa, știi? Adică sunt câteva reguli de bun simț în care tu trebuie să te exprimi, știi? Pentru că un obiect genial, pozat prost, pierd în valoare. Un obiect nasol, pozat extraordinar, câștigă concursul. Vorbesc, eu am experimentat, am așezat, am stat pe ele, am văzut baruri. Are Philip Stark un bar în Sanderson Hotel, care e atât, are 4 pe 3 metri, care mie mi se părea că e o chestie mare, imensă. Băi, când am intrat în el, tot era redus la scară, nu puteai să iei pe scaun, zice că e un bar de copii. Băi, era genial, am văzut într-o revistă și l-am urmărit 5 ani să ajung acolo. Mi-am plătit un bilet să ajung să văd parola. Barul a pierdut când l-am văzut, adică poza și cum era comunicat, Purple Bar, se cheamă la Sanderson Hotel, să-l vedeți. Că e senzat, băi, o chestie atât de mică și totul e redus la scară. Băi, are niște poze în care e o bijuterie, adică îți vine să în cazul meu, să mănânc bucata aia de hârtie văzut într-o publicație tașă. Scuză. Dar mi se pare un punct foarte bun de pornire ăsta, într-adevăr. Practic să vă uitați pe numele vostru, în primul rând, ce apare indexat pe Google, ce găsește omul care vă caută. Și, într-adevăr, profilurile de social media sunt cumva cartea voastră de vizită. Și, de asemenea, nu știu, deci, cu numele meu, am ce... Cu mama, cu Carlo ăla i-a zis Liviu, știi că e mai așa, dar Mihai mi-a zis și la biserică azi, a zis că sunteți cei mai mulți, 1.400.000 de mii de Mihai și Gabriel. Când Uite, cumva discuția mă duce către o altă întrebare. Cum ar trebui să ne prezentăm? Adică, ok, bine, na, ideal să nu apară chiar pozele din liceu în care, nu știu, nu eram așa, la o exacție, la o căutare pe Google. Dar ce ar trebui un arhitect, un designer, care ar fi așa un minimum? Adică ne-am făcut un plan. Știm cine suntem, ce valori avem și ne-am definit o nișă, un client, o audiență. Dar mai departe, cum ar trebui să ne prezentăm, cred că în digital, că na, să ne facem un birou, un offline, mă rog, în digital. Aici cred că e ca la noi, în publicitate, nu știu, nu-mi dau seama pentru voi care sunt așa stakeholderi care vă interesează. Vă interesează cum arătați în fața clientului sau vă interesează cum arătați în fața, nu știu, celor care jurizează competițiile de whatever, arhitectură, design, nu știu ce. Deci cumva cred că asta trebuie să-mi dau seama. Pentru cine trebuie să arate profilul meu într-un fel? Ce caut omul respectiv? Este venit la beneficiarii, na, cu end-userii, nu știu, de... Ce-i făcut? De bazuri slash apartamente rezidențiale, piața cât mai mare. Scuze așa. Deci beneficiarii finale ai proiectelor de rezidențial, casa, apartamente... Deci, adică, practic, clientul. Da, dar ar trebui să evidențiez proiectele. Pe de altă parte, proiecte are toată lumea, adică proiecte are și concurența voastră. Și atunci cred că ar fi important acel secret flavor. Spre exemplu, în opinia mea, de fiecare dată, așa ca fix end user, când am căutat design de interior, de fiecare dată am văzut niște randări, de foarte multe ori niște proiecte frumoase, dar nu pot să spun că am înțeles pe limba mea, care nu vorbesc designez, arhitecturez, cum vreți voi să-i spuneți, n-am înțeles pe limba mea care sunt beneficiile mele, la ce mă ajută un designer de interior, care ar putea fi greșelile pe care le fac. Spre exemplu, în momentul în care am lucrat cu un designer de interior, eu îl lăsam să-și facă treaba, dar soțul meu din fundal
îl nebunea, că nu se poate movi, el vrea roz, apar n-am, că nu vrea o plantă acolo, că cred că la final respectivul s-a dus și s-a împușcat efectiv și a regretat că a lucrat cu noi. Poate că astea ar fi niște informații, adică efectiv să-mi dau seama din perspectiva clientului final care sunt temerile, care sunt provocările. Probabil că săracul nu știe exact ce să întrebe, nu știe unde se oprește rolul lui și unde începe al vostru. Deci efectiv cred că sunt lucrurile astea așa de bun simț și ar trebui să încerc să văd lucrurile din perspectiva clientului final. Și ar trebui să facem asta pe un site, pe social media, pe un newsletter, pe un... Da, din perspectiva mea, cred că aveți nevoie musai de un site, pentru că momentan publicul român suferă de lipsă de încredere și cred că un site pare ceva mai oficial încă decât un profil de Instagram. Un site cu niște testimoniale, cu exact cum spunea și Mihai, fotografii foarte fain făcute, testimonialele vă ajută într-adevăr foarte mult, cele de la clienți, cu cât par mai reale, mai autentice, mai cu o greșeală de scriere acolo, cu fotografie, cu atât sunt mai de încredere. Dar în același timp, da, să vă duceți pe profilurile de social media care vi se potrivesc. E de văzut aici. Cred că Instagram e în continuare cel mai important canal pentru voi. Așa îl văd, pentru că Instagram e primordial o rețea socială care pune accentul pe zona estetică. Dar depinde, dacă stilul vostru se potrivește pe TikTok, de ce nu? Asta ar putea fi un canal potrivit numai ca să răspundeți la întrebările astea pe care și le pune clientul de rând. Dar acolo vă trebuie să creați conținut, conținut cu voi probabil sau cineva din echipă, dacă aveți o echipă, cineva trebuie să iasă în față cu un content autentic. Deci trebuie să iasă cineva în față. Păi, în opinia mea, da, în zona asta de B2B e cel mai simplu să iasă cineva în față. Așa întâlnesc mulți clienți care vor să iasă în zona asta de brand personal în față, dar în același timp nu vor să-și asume fotografii, poate nu li se potrivește zona de video, poate nu li se potrivește să vorbească în public. Și atunci, de obicei, încerc să caut împreună cu ei ceva, un vehicul care li se potrivește. Poate unii scriu frumos și atunci ar putea să se uite pe... Există Google Ads Keyword Planner, unde putem vedea ce caută utilizatorii efectiv în România, ce caută ei legat de serviciile voastre. Și aș putea să scriu conținut pe zona asta. Da, mulțumesc. Încă o dată, sunt un profan în zona social media și oricum am o grămadă de învățat, dar... Dar poate tu te promovezi altfel. Nu că mă promovez, dar încerc să... Uite, eu de exemplu îmi place Instagram pentru că formatul la pătrat față de Facebook, o poză arată mai bine, știi, din telefon. Adică eu zic că Instagram e mai despre poză. Noi vorbim despre imagini. Primul lucru care îl recomand este să fii sincer. Ce înseamnă să fii sincer? Să ai un discurs coerent de la cap la coadă, să nu încerci să te ascunzi, să nu încerci să poziți din altcineva. Adică, eu, oricare dintre noi, avem o direcție de creativă, adică explorăm, căutăm, dar fiecare dintre noi suntem, ajungem într-un sens, începem să desenăm, să creăm, să visăm într-o anumită direcție. De design sau de frumos. Știi? Fie că facem, putem face tablou, să zicem. Știi? Sunt unii moderniști, unii clasici, adică începem să ne identificăm ca persoane cu lucrul nostru. Și sfatul meu e să rămâi coerent în ideea, adică să nu cauți, să pleci invers, să nu cauți clientul țintă, așa aș zice eu, ci tu să încerci să te exprimi liber, să fii consecvent și să crezi că ideea ta e cea mai bună. De ce zic că e sinceritatea aia să transmite și în conținutul tău? Știi? Adică o simți când cineva e... Când vezi la cineva pe pagină că a făcut și o lucrare în nord, cu ștucatură, cu nu știu ce, după aia are una minimală, mid-center sau nu știu ce, în aceeași poză, deja, și nu pentru mine, ca specialist. Deci imediat intenția ta că vrei să prinzi cât mai mulți iepuri, înțelegi, să vede. Adică nu ai cum, chiar dacă e online, chiar dacă nu e online. Doi, să începi să te prezinti și tu ca individ, adică nu contează, bă, nu sunt cel mai frumos, dar să se vadă că e asociat cu o persoană, ceea ce faci tu acolo, știi? Adică nu sunt niște roboți, nu sunt, nu e, sunteți
tineri, frumoși, bucurie, adică n-ai de ce să nu te ascunzi și să nu-ți prezinți obiectele și să te identifici cu ele, știi? Adică ăsta ar fi sfatul, ăsta încercăm toți, adică ne... Pentru că și clientul tău, când va veni la tine, nu va avea pretenția să-ți faci, băi, tu m-ai văzut cum sunt, m-ai sunat, tu m-ai căutat, ai văzut cam ce livrez. Nu pot să încerc acum să fac în altă direcție, ai văzut cam care e direcția mea, știi? De gândirea mea, știi, dacă vrei. Cu, prin postări, prin asta și clientul începe să se identifice cu discursul tău. El devine partener de dialog. Până te-a sunat. Îi plac niște poze, i-a plăcut ceva, i-a plăcut că e pisică, nu știu, știi? Am și o pisică, uite, nu știu care și pisică, uite că poate pisicile noastre într-o zi să joacă împreună. Băi, nu te mir din ce, adică subconștientul lucrează, adică tu, de asta trebuie să fii sincer, că n-ai de ce să... Și mai apare când intri în competiție altceva, știi, că tu trebuie să fii atent. În ziua de astăzi a apărut un cuvânt nou, sustenabil, care e foarte greu de tradus. Adică acum, dacă facem, scoateți o foaie și pifile ce înseamnă sustenabil, o să vedeți că s-ar vânzi surprize la cine din fiecare, știi, că nu ne gândim la. Dar tu atunci când intri pe zona de competiții, deci când ești în zona subiectivă și tu te duci într-o competiție și când te scrii la competiție, nu o să mă duc să mă scriu la competiția de grădinării, doar că am pus niște copaci într-o amenajare, știi? Competițiile sunt destul de targetate și acolo, încă din brief, tu vezi cam ce caută ei, ce urmărești, știi publicația. Știi design că e mai ciudat, știi că frame-ul e mai actual și diferit. Știi că Restaurant and Bar Design Awards e mai popular și vorbește mai mult despre lucrări non-conceptuale, clasice, dacă vrei, știi? Și atunci, încă de când te scrii, e foarte interesant că aici, în scrierea la un concurs, am un coleg la birou, căruia i-am spus așa, fii, vrei să câștigi concursul? Da, fii atent. Scrie că e sustenabil. Ce e tu acolo? Cum adică? Păi fii atent. Avea o menajeră un bar mic în Londra, unul dintre colegii mei, și avea niște rame pe perete. Păi și lui minți. Fii atent, dau niște rame, care le aveam acasă, de care nu le foloseam, le pui acolo, le vopsești și tu scrii că e sustenabil. Că nu vine nimeni să vadă cât de sustenabil ești. Uite, bă, domnule, costumul meu este sustenabil. De ce e sustenabil? Poate mi s-a părut ciudat că, uite, bă, nu am să-și... E rupt, e... Ăsta e un costum care l-am de 15 ani de zile și care n-am vrut să-l arunc niciodată. Că la momentul în care l-am luat, era legat de brandul ăla. Și n-am vrut să-l arunc. Dar acum, ca să-l report, a trebuit să-i fac ceva, știi, să pot să intru în el. Și am apelat la un prieten, Florin Dobre, și ăsta mi-a schimbat o mânecă cu alta, așa a văzut el. Și ăsta e sustenabil, adică n-am mai trebuit să-mi iau alt costum nou, care poate aș fi arătat la fel, adică deci să nu folosesc pe ăsta vechi. Asta e, adică n-am intrat în zona asta de consumism și de aruncat. Deci, uite, prietenul meu câștigă un concurs la Londra, folosind cuvântul sustenabil, exact la secția aia era, la sustenabil. Ce era sustenabil? Deci, trebuie să vezi, adică mai există mici cituri, da? Când intri pe zonă unde e o bătălie, știi că acolo era o luptă între el și alți băieți. Acolo a putut ascunde, dar nici aia nu era ascuns, că ramele fuseseră folosite în alt proiect. Știi? Adică nu erau niște chestii noi puse, adică oricând putea demonstra că chiar dacă ăla era un bar care era totul nou, copaci tăiați de pădure, pietre scoase din râu sau de mirce, știi? Sunt multe întrebări despre cum te promovezi și ați atins un pic subiectul ăsta și mă gândeam dacă te preziți doar cu proiecte finalizate, before and after, poți să mai postezi și randări. Adică e obligatoriu să... Și mai este o întrebare, cumva, în fine, încerc să acumulez mai multe și să facem un subiect. Mai este o întrebare despre cum câștigi, de fapt, încrederea clientului dacă ești la început de drum și încă nu ai reușit să pui în practică primul proiect. Încerc să mă pun un pic în papucii mei din agenție, când eram la început și nu aveam încă niciun client, și a spune că e
important măcar să ieși în față cu ceea ce poți să faci aici, dar dările pot fi o soluție. În același timp mă pun în papucii end-user și cu siguranță nu ești foarte gândat atunci când vezi randări. Dar clar, trebuie să începi cu ceva, adică trebuie să începi cu viziunea ta, fie că mergi pe niște videouri în care explici utilizatorului lucruri, dai sfaturi, fie că arăți alte proiecte care îți plac ție și mergi pe zona asta de curatoriat, fie că mergi pe randări. Deci cu ceva și începe dacă sunt la început. În papucii ăștia de fix de început și cumva tot pe business to business cu agenția, noi ce am făcut la început a fost să câștigăm clienți chiar prin partea asta de cursuri, auditând în cadrul cursurilor diverse proiecte de marketing online, pagini de social media, nu în ideea de a arunca cu roșii, dar practic a arăta ce nu funcționa pe respectivele site-uri, ce nu funcționa pe respectivele profiluri și de a da sfaturi cum poate să fie mai bine. Și asta a fost ceea ce a atras primii clienți către noi. Gândesc că asta poate se poate raporta și la voi. Da. Eu cred că exact pentru noi bărbați începe așa cu pentru noi bărbații sau pentru mine cel puțin, eu când mă duc la mare și văd multe femei în costume de baie, nu mi se pare atât de atractive ca atunci când văd o doamnă îmbrăcată într-o rochie de seară cu un decolț sau cu număr căzut sau cu ceva. Adică aș merge cu o parte de teasing, adică n-aș releva în prima. Renderul ăla de fapt ce este? Renderul te prinzi repede, că exact ce vă spuneam, e făcătură. Tu ai stat pe el, l-ai lucrat, ai stat, plus că relevi ceva, dai ceva înainte ca el să nască. Tu nu știi cum va fi final. Pentru că tu n-ai trecut încă cu bugetare, cu proiectare, cu tehnologie prin aia. Adică tu s-ar putea să ai o surpriză, să arăți un render senzațional și o poză la final care nu are nicio legătură cu ce era îndat. Deci renderul nu e o, renderul e o chestie pentru client, atâta, știi? Adică să vadă el cam cum își imaginea spațiul. Noi nu pariem mult pe renderurile astea, știi? Adică mai degrabă spui povestea locului, obiectului, spațiului, lucrării, camerei, decât să o arăți, v-am zis, o femeie în costum de baie, înțelegi? La mare nu e la fel de sexy ca una îmbrăcată într-o rochie de seară, știi? Nu apare la fel de sexy. Și aș începe cu cuvântul ăsta de teasing, știi? Adică să începi să-l faci curios. Știi, să-i arăți un număr, să-i arăți un cod, să-i arăți gesturi, să te apleci. La fel și în design, știi? Adică nu e total diferit de să-i spui o vorbă, să-i faci cu ochiul, să-ți faci cu oră. Adică totul, detalii mici, chestii care reflectate în materializate în design, să însemne mici bucăți din procesul de creație al unui obiect. Deci, tot așa, cu un pic de tot timpul să existe un dialog. Știi, să-ți pui întrebarea, bă, dar cum, bă, dar ce? Să mărești poza, să vrei să vezi mai mult, să nu poți să vezi mai mult. Să aștepți următoarea postare, știi? Înțelegi, să, tot timpul să creezi așteptarea. Știi, asta e important în tot ceea ce faci. Nu arătați din prima, bă, ăsta sunt eu, am venit aici, gata, hai, sărim la... Adică, practic, să faci mult content prin care să atragi, cumva, asta am zis, am întâlnit sub o altă formă, să faci content prin care să povestești despre proiectele tale, na, înainte de a le finaliza. Dacă ar fi să alegeți un singur canal de promovare ca... Da, ne gândim la business-urile creative, architect, designer, care ar fi acela. Și ar fi fain, adică, ok, canal de promovare, clar, mă rog, putem vorbi și despre digital, dar putea să facem cumva o paralelă digital / offline promo, că arhitecții fac un networking. Da, cred că zona de networking e importantă, cred că și zona asta de presă e importantă. Fie că e digitală sau nu. Iar dacă ne uităm la digital, și eu văd pentru voi foarte important Instagram și aș mai vedea Pinterest.
Pinterest mi se pare că e destul de puțin menționat, așa că vorbim de social media. Dar e practic un motor de căutare de imagini, foarte bine indexat de Google. Când utilizatorul caută pe Google, imagine ajunge de multe ori pe Pinterest. Avem și noi în România 1,3 milioane de utilizatoare de Pinterest, majoritatea femei. Și da, putea fi o idee bună. Plus de toate, vă asigură expunere chiar la nivel internațional, cu proiecte, cu fotografii din proiectele voastre. Și cred că zona de YouTube ar mai putea să fie de interes, dar la fel, cred că ar fi și sunt exemple de videouri care să spună efectiv povestea proiectului, să arate poate și cadre de making of, procesul, nu știu, discuția cu clientul. Da. Eu chiar am investit în zona asta de how they do it, să o numim. Știi, noi avem un atelier de producție, o unealtă creată de mama împreună cu mine, în urmă cu 25 de ani, care nu era deloc cunoscută. Adică noi făceam lucruri frumoase, dar tot de unde le-ai cumpărat? Cum adică să le cumpăr? Sunt făcute, deci unde sunt făcute? La atelierul Twins. Adică noi 95% din ce se vede în site sau în asta sunt produse în atelierul nostru, dintre obiectele de acolo. Bineînțeles că avem și chestiuni, dintre obiectele manufacturate. Nu vorbim aici că un scaun celebru e făcut copia sau nu știu cum la noi. Deci noi, practic, am creat toată această parte, să-i spunem, de hardware. Deci noi ne-am creat unelte, ne-am creat ca tâmplarul. Am început să lucrăm, să fabricăm, să stoarcem, să facem, să ne punem probleme să le facem, să le vindem în cazul Fratelli Group, grup în care fac parte, să le marketăm, să le vindem, dar beneficiind, atenție, de marketingul Fratelli. Nu dăm marketingul cum era și normal, adică nu puteam să fiu înaintea restaurantului care mânca mâncare. Adică tu, cel care venea la Beautiful să aibă o experiență, una dintre ingrediente era design. Dar până la succesul locației, sunt foarte multe ingrediente de acoperit. Și atunci am beneficiat în marketingul locației în tot acest lucru. Știi? În ziua de astăzi, dacă citiți, accesați site-ul internațional, o să vedeți că vorbește în ce în ce mai mult în spațiu public despre design. Adică unul dintre cuvintele cheie este design. Când spui design, aici e un univers, adică ar trebui să mai ne alocăm câteva seri să înțelegem ce înseamnă design. Deci vreau să spun că rolul designerului în societate acum nu este doar de a pune la scară un obiect, ci el are și rol creator. De multe ori vi se întâmplă, domnule, vreau să fac un restaurant. Vine un client la tine. Și ce tip de restaurant ar dori să faci? A, păi nu știu, am venit la dumneavoastră. Măcar italian, japonez, chinez. O să vedeți că rolul creatorului. Și, pe de altă parte, trebuie să începi să te simți flatat, pentru că tu nu mai ești doar un simplu executant. Adică designerul de masă, ea trebuie să fie de scaun, trebuie să fie ergonomic, stăm bine în el, ce scaun e ăsta? De conferință, de casă, de living, de modernism, de nu știu ce, și avem designeri separat. Acum, există un fine-tuning pe fiecare meserie, exact cum la, dacă trebuie să te operezi la picior, te operează unul care e de gleznă, unul de metatarsienă, unul de genunchi, nu mai e ca pe vremuri, te duci, te operezi de același ortoped, te-a operat în toate, există specialiști. Acum, rolul designerului arhitectului în societate este rolul creatorului de frumos a contentului, pentru că sub el există ingineri, tehnologi, structuriști, care toți pun numărul la acest și manufacturie, nu în ultimul rând, că încă există. Aici e foarte important, știi cum e produs obiectul ăla și să simți că el a fost handmade, știi că n-a trecut în mașini. Deci rolul tău în societate nu mai e doar de a rezolva problema asta, ci de a da o direcție societății în care trăiești, știi? Uneltele amândoi le creați. Și atunci eu aveam frustrarea următoare, că atelierul ăsta de producție care face doar pentru pădesenele noastre producție, dacă tu ești răcit două săptămâni, nu mai produce și atunci tu ai gap-uri mari în producție, nu e niciodată profitabil, deși are 25 ani. Și cum să fac ce noi ca să arătăm și am început să fac filme cu making of. Pentru că e foarte greu să... Eu dacă ți arăt cât s-a muncit la masa asta,
cea mai simplă masă alb-alb-roaie, când în spate nici nu o vedeți. S-a muncit, s-a tăiat într-un unghi, s-a vopsit, s-a dus într-o asta, adică nu e o chestie care e banală și până la urmă e produsă de oameni și nu-i de roboți. Și eu am investit și în zona asta de making of, adică m-am angajat un operator, că mi-am dat seama că trebuie să investesc. N-am cum să nu investesc, să arăt că astea sunt produse de unei, că nu toată lumea se miră acum, adică voi le face prieteni, adică care știu că eu odată pe săptămână stau în atelierul din Comuna Pantelimon cu colegii mei muncitori să discut proiecte, știi? După care proiectul lui chiar când s-a deschis, el beneficiază de marketingul, să-i spune marketing, iarăși, și ăsta e un cuvânt uriaș, tău, pe de-o parte, dar și alocații pe care tu trebuie să-l împrumuți, dacă nu să-l furi, adică tu trebuie să mergi. Alocații sau, de ce nu fac rezidențial? La rezidențial am lucrat, dar prima chestie, dacă lucrez cu oameni potenți din România, vezi, n-ai voie nicio poză, nicăieri. La el în casă o să vină nașul la când s-a mutat, încă un verișor pe nu știu unde și s-a cam închis. Cer, și tu nu poți să-i explici, tu ai lucrat la o casă 2 ani. În rezidențial lucrezi și 2 ani. La plinte, la detalii, la nebune și nu poți să le arăți, nu poți să le explici. Adică e ca un copil pe care tu îl ții în casă, de frumos, ai vrea să duci la grădiniță și n-ai voie să-l duci, să-l arăți lumii, știi? E o poveste nespusă, e tristă chestia asta, știi? Aici, în zona publică, spațiului public, tu practic poți să împrumuți și forța, dacă vrei, a operatorului. Știi? Și să te... Tot timpul să-ți ceri drepturile. Când a postat o poză cu locația, să-i spui să-ți dea tag. Bă, dă-mi și mie tag acolo. Știi? El nu știe încă. Că nici el nu are un PR specialist. Știi? De asta acum, vezi, avem nevoie. Eu l-am părlucea, prietenul meu care scupă, eu îi trimit poza, m-a rugat, trimite-mi, te rog, o poză în seara asta de acolo, de unde ești. Trebuie să stau să-i fac o poză, să-i facem poză, știi? Da, să-mi facem și mie o poză, știi, să-i dau și eu lui Lucian, că el degeaba e bine intenționat dacă eu nu generez content, știi? La noi e invers aici în România, noi generăm toți, cum sunt și eu cu partea de hardware, cu atelierul, le fac pe toate, dar îmi lipsea un pic să comunic prietenilor, nu vorbesc mai departe de cercul meu intim. Înțelegi, să afli, stai mă, că stau în un atelier și să pot face acolo. Cât de mișto e să poți să faci chestiile astea, să recomunci că sunt handmade în România. Exact cum e și Cesaromul sau cum e... Știi că sunt lucruri care sunt făcute aici, știi? Mulțumesc, îmi pare rău că trebuie să tuci. Mulțumesc. Raluca, am o întrebare foarte specifică despre fashion și, de fapt, am multe întrebări foarte specifice pentru tine și aș vrea să le adresăm. Ce părere aveți despre teoria conform căreia produsele din industria fashion încadrate în middle price range pe piața din România, 200-300 de euro pe produs, reprezintă segmentul cel mai greu de marketat și vândut? Și ce abordare am putea având privind strategia de marketing în acest caz? Ce strategie de marketing funcționează mai bine pentru un profil de consumator apăr clasic și foarte busy? Mă rog, mai avem un caz de detalii aici. A crescut cererea pentru mediul offline, mai are sens promovarea revistei Fashion Arhitectură din mediul offline. Deci asta sunt toate într-o întrebare și încă trei, dar nu am pus. Deci e super de partea asta de revistă de fashion și arhitectură, cred că aici întrebarea e dacă publicul vostru le citește. Din experiența mea pe partea asta de fashion, sunt în continuare publicații care sunt citite. Deci cu siguranță merită să fim acolo. Acum, da, nu mai e aceeași eficiență. Adică depinde și foarte mult ce măsori. Cred că aparițiile în reviste, asta mai vreau să mai precizez, cred că sunt și un plus de trust. Contribuie foarte mult la reputația voastră. Dincolo de cine le citește, cine nu le citește, faptul că puteți să share-uiți în social media că ați apărut pe Enel, în Iglu, asta e o chestie care contribuie foarte mult la brand. Dar de teoria asta, conform căreia produsele din fashion, middle price, cele 200-300 de euro. De marketat în general, poate. Nu știu ce să zic acum, depinde cazul concret, dar în România mie mi se pare că sunt cele mai greu de marketat. În online am avut o provocare multă vreme, că până prin 2020 publicul de astfel de produse nu cumpăra online. Acum provocarea în online este că le cumpără, dar le cumpără din afară și atunci le batem cu toate brandurile din afară.
Poate provocarea este să creăm un brand de fashion din zona aceasta, adică ca designer vestimentar, mă gândesc că e pusă întrebarea, că da, acolo în România ne lovim de faptul că publicul poartă anumite branduri consacrate deja. Și atunci, da, aici trebuie să găsim o variantă prin care să câștigăm reputația brandului nostru. Și aici cred că cel mai ușor e să colaborăm poate cu influenceri, ar putea să fie o variantă, să ne poarte anumite vedete, anumite persoane importante pentru publicul meu țintă. Altă variantă e să mizez pe valori, poate e un brand sustenabil din zona asta și atunci, la fel, să creez conținut pe valori. Ok. Crearea de conținut. Pare că asta e un cuvânt. Păi da, e cumva varianta, cred că cea mai la îndemână. Și pe zona asta, mai ales așa de B2B, human to human, servicii, cred că e primordială. Okay. Și mai am o întrebare tot așa specifică pentru tine. Dacă ai fi să... De fapt, sunt mai multe. Dacă ar fi să alegi un canal, un singur canal de promovare pe care l-ai alege și de la ce cifră de afaceri ar... trebuie să lucrezi sau nu cu agenție sau freelancer. De fapt, aș vrea să atingem zona asta de lucrăm cu o agenție, ne facem singuri, da, freelanceri, ce buget? Uite, mai avem o întrebare care zice că are un buget de 500-1000 de euro pe lună pentru ads, cum e distribuit? Da, este așa să descriu întrebările. Agenție singur freelance. Da, pe zona asta depinde de la caz la caz. Cred că pe zona asta, dacă marketez serviciile de designer de interior, arhitect și așa mai departe, marea muncă este în creare de conținut. Deci este a voastră la început sau a echipei voastre. M-aș folosi însă de un strateg în zona asta de digital sau de comunicare, de marketing și ulterior, când am buget alocat pentru asta, m-aș folosi de un freelancer sau o agenție pentru a amplifica conținutul pe care îl creez. Pentru că, da, să vă apucați seama să învățați detalii tehnice de cum funcționează Google și Facebook, poate că nu e meseria voastră, adică nu trebuie să ne specializăm în toate. Iar aici, sincer, asta cu freelancer sau agenție, la fel depinde de la caz la caz. Agenția are avantajul unei echipe mai mari și a multidisciplinei. Faptul că sunt acolo, uite, în digital la noi, este și grafică, și Facebook Ads, și YouTube Ads, și mail marketing și practic învață unii de la alții. Dar de multe ori un freelancer, în afară acestui dezavantaj că este singur și se bazează doar pe sine, s-ar putea să fie mult mai pasionat de produsul vostru, de ceea ce promovați voi acolo, s-ar putea să vă înțeleagă mult mai bine și am văzut multe colaborări cu freelancer care funcționează. Cred că în ambele cazuri e despre chimie și despre a vă da seama până la urmă dacă pentru acel freelancer sau acea agenție reprezentați un client cu adevărat interesant, dacă sunt interesați să lucreze pentru voi, dacă vă înțeleg, adică astea mi se par elementele esențiale. Întrebarea dinainte mai era cea cu dacă mi-aș pune așa banii pe un singur canal de marketing, chiar depinde de la un caz la altul. Un canal surprinzător pe la care aș zice că n-aș prea renunța e presa, dar nu mă refer la print, musai, dar cred că publicațiile de specialitate și de renume în orice domeniu sunt esențiale. Deci, sincer, și asta am făcut la lansarea lui Answer.ro, dar i-am sfătuit ulterior și pe alți clienți, doar că nu pot să îi menționez musai, i-am sfătuit să radă toate bugetele de Google și Facebook versus o apariție într-o publicație importantă. Deci, de multe ori, mi se pare că zona asta e mult mai importantă. Trebuie să fie autentică. Avantajul e că presa și are nevoie de conținut. Deci, dacă faceți ceva fain, ei vor fi primii care vor dori să vorbească despre voi. Deci, de multe ori, nici nu e vorba de un buget anume. Deci, la zona asta de endorsement, de testimonial, n-aș renunța și presa e un canal care poate să mă ajute în direcția asta. Apoi, un alt canal important mi se pare Google Ads, pentru că pe Google Ads, practic, nu vin eu să-mi împing serviciile sau produsele către un utilizator, ci utilizatorul mă caută el pe mine și eu doar ies la pescuit. Și atunci, el este cel care are deja nevoia, eu mă duc acolo către el. Asta mi se par canale esențiale.
Ce tare! Așa, și ce buget am alocat pentru EDS astfel încât să merite? Știi tu, întrebarea asta, tabu. Da, acum depinde, că da, pot să aloc și 10 euro și să-i bag în Google Ads și să facă omul ăla chiar o căutare de... Care, uite, spre exemplu, eu dacă îmi promovez cursul de marketing online, un click costă 15 lei sau ceva de genul ăsta. Dacă am găsit utilizatorul care chiar își dorea un curs de marketing online, a dat click pe ad-ul meu și s-a și înscris, atunci merită. Și la câtele 15 lei? Asta e buba, într-adevăr, că rata de conversie în România e de 2%. Deci găsesc 1 la 50. Cam ăsta e raportul. Și atunci, da, pe speța mea, 15 lei ori 50, găsesc 1. Deci cumva pe acolo putem să ne dăm răspuns. Ok. Am lovit și de problemă, fără să vreau, că nu vreau să fiu atât de intu de... Tocmai v-am zis că am un coleg care se ocupă de asta, e plătit să fac asta și nu aș vrea să mă încarc și cu acest lucru, dar e esențial, adică mai ales la început și cum sunteți voi tineri și cu telefoane în mână, active, oricum postați, oricum sunteți acolo. Și pentru mine e un subiect aparte, că nu, telefonul urăsc, știi, adică chiar e o chestie pe care seara abia aștept să-l las la încărcat, doar să mă scoale dimineața. Am lansat un curs de marketing, să lansez un curs de marketing, care nu face pe aici, mersi pentru idei, deci să nu le luăm știi din aer, că le există, doar trebuie să fii atent și să le capitalizezi, să le materializezi. Un masterclass online, cu Raluca la șezi, am gata, știu. Am zis, dar ia de ce e interesant, că până la urmă tot la tine e decizia. Că exact așa, Masterclass Life University cu Mihai Popescu, titlu. Și îl întreb un domn care a venit la mine, băi, vreau să fac un curs cu tine care o să-l vinde. Nici o problemă, a zis, o să-l vadă nepoții, ce se întâmplă, o să-l vadă copiii, nepoții, cineva, ce a zis, da, când era și gras. Era gras. Neatent, neîngrijit, nu știu ce, agitat așa, eram într-un burnout, făceam și lucrări, mă duceam și la vânătoare, eram peste tot, mă rog. Și îl întreb de curiozitate, băi, ce preț are, nu sunt într-o zi, ce preț are cursul? Și îmi zice, bă, Mihai Popescu, 3 milioane. 3 milioane, 300 de euro. Stau puțin, mă gândeam tare. Auzi și zic, auzi, de ce nu facem 5 ron? Cum adică 5 ron? Îți bagi joc de mine? Păi fii atent la ce m-am gândit eu. Dacă îl facem 5 ron și îl cumpără 100 de mii de oameni, sau îl facem 300 de ron și îl cumpără 100 de oameni. Nu mai bine îl facem 5 ron? Și în cazul meu ajungem mai multe case și mesajul meu mai multe case? Care-i granița, înțelege, a vinde ceva online? Cine putea să stabilească valoarea acestui produs? Știi ce zic? Bă, dar bă, n-ai cum 5 ron, că te duci jos de tot, că cine ești tu să... Bă, stai puțin, mesajul meu nu e... de tip Mesia, în care eu spun ce zic. E un mesaj care e valabil cam pentru toată lumea, știi? Fie general valabil, că ai văzut, vorbesc din toate, nu sunt la facultate și n-am o dialectică de asta profesor-elev, știi? Eu cred că poate să ajungă la toată lumea. Și el spune, eu bag bani în el, eu știu cât bani să bag în el ca să-l comunic, cum îl comunici? L-am întrebat și de curiozitate, că nu mă ocup eu să-l comunic deloc, știi, din aborul la mine. Nici știu ce a spus în el, adică mi-a să-l văd. Și îmi spune, pe eu investesc niște bani care mie mi-aduc un profit, dar am o graniță în care de investiție. Adică el și-a dat seama că poate să bage, să zicem, 1 milion de euro în această, că tu ai zice așa, băi, el spune așa, discursul e așa, investesc bani, că mi-a dat seama că dacă nu investesc bani în comunicare, într-o agenție de digital, cu o agenție de digital, cu Google, whatever sau cu, că nu le înțeleg, nu-l vindem. Știi, doar așa să-l dăm. Înțelegi? Dar dacă bag bani, eu scot bani, zice. Păi să băgăm 1 milion de euro în el și scoatem, îți dai seama. Păi nu e chiar așa. Că la un moment dat există granița băgatului ăla de bani. Câți bani bagi să vinzi un produs? Asta e o întrebare. Nici el face asta, din asta trăiește. El face masterclass-uri de ani, de zile, știi? Adică el, iar profitul este strict în vânzarea de masterclass, adică nu din ca la mine, bă, lasă-mă vadă nepoții, el trebuie să pun o pâine pe masă cu... A pierdut 5 zile, a filmat cu mine, echipă de filmare, a avut cheltuieli, a
Adică nu e așa simplu și stai mă să ne jucăm un pic, da. Câți bani bagi ca să vinzi un serviciu? Să faci niște calcule pe acolo, depinde și de cum. Da, asta, asta e ca aia cu Bitcoin. Știi, băi, Bitcoin, Bitcoin sau realitate virtuală. Mai este o singură, mai sunt foarte multe, dar nu, o să mai am eu una singură de aici, care mi se pare interesantă și e specifică pentru Mihai. Credeți în intuiția de la începutul unei colaborări într-un proiect care vă va spune sau nu să lucrați cu acea persoană? Și, mă rog, o sub-întrebare, evident, o altă întrebare, mă rog, o sub-întrebare. Unde vede business-ul Twin Studio peste 10 ani și brand-ul Mihai Popescu? Și de la ce a pornit biblioteca Ahile? Nu știu. Ia, uite, există o întrebare și ai pus. De paranteze, care nu au legătură una cu alta. Nu, dar hai să zic, care era... Intuiția. Intuiția, fie aici, e foarte important. Și asta vă spun tuturor. Alo, bună ziua, am și un bar, vreau și să fac un bar la... Bună ziua! Da, stați liniștiți, spuneți! E, ca să eviți acest dialog cu o persoană, cu un om, până la urmă, că sunt oameni, ideal e să cer profesional și nu contacta pe Facebook. Salut, ce faci? Vreau și eu un bar, am un bar, am un spațiu, vreau să lucrez cu tine, 100 de metri pătrați, dar vreau să iasă cel mai tare. Da. Nu poți să-i spun, nu-i răspuns sau să mă spună Lucian, bă, vezi că n-ai răspuns la ea o cerere, pe barcă. Bun. Ce mai important, și așa vă raportați voi, adică trebuie să existe încă din început o relație foarte clară între voi și vedeți după aia cum se întâmplă. Dar eu cel mai bine spun așa. Notați-vă adresa mea de e-mail și trimiteți-mi un brief. Cum adică un brief? Adică trimiteți un rezumat cu ce v-ați gândit dumneavoastră să faceți. Vă rog frumos să-mi trimiteți poze, filme, ce vă place, cum ar plăcea să arate barul, scrieți în două cuvinte, nu multe, cum ce ați vrea. În felul ăsta, tu sortezi din prima și îți dai seama dacă el își dorește mult un bar, că dacă zice nu știu cum arată când că vii tu cu el, adică, băi, barul, eu dau exemplu bar, dar aici vreau o masă, un apartament, o garsonieră, orice, știi? Deci nu contează cuvântul bar, răspângeți-l în orice cine de arhitectură, de design, de interior, de casă, de nu știu ce. Acolo, tu vezi cât de serios implicat, după aia mai vezi ceva, vezi și adresa de e-mail are. Dacă are George 2020 să moară mama și cel mai tare, yahoo.com, s-a trebuit comunicarea, știi? Adică într-un singur e-mail tu poți să-ți dai seama ce relație o să ai cu el. Pentru că mai e ceva. În ceea ce facem noi, tu lași ceva din tine în acea lucrare. Deci nu, asta nu e nicio glumă. Adică tu când lucrezi într-un proiect, tu începi să fii atât de implicat, să te vezi cu el atât de multe ori, tu ești parte organică din proiectul, trăiești prin fiecare port. Tu ai răspunderea lui. Tu nu dormi noaptea, că nu ți-a livrat unul, nu știu ce. Tu nu-ți vezi copii, tu nu ți-i duci la școală, tu ești la șantier la Viena. Am stat la Viena 13 zile, mai stai 13 zile la Viena, nici tot atât de Crăciun. Dar stai acum în noiembrie, 13 zile la Viena, unde la 6 mai nimeni pe stradă, ești singur pe stradă, într-un vânt și într-o ploaie de asta. Eu am lăsat ceva în mine când am făcut aia acolo, știi? Și trebuie să vezi în afară de bani dacă merit, știi? De asta e important de setat relația încă din primul e-mail. Clientul cel mai bun, cel mai pregătit, e cel care mi-a trimis brief-ul cel mai mic. Un curs internațional, brief-ul vine și cu cât are paharul, cât are farfuria, ce tip, cum arată meniul. Pentru că, ca să faci un spațiu public în lumea civilizată, cel care îl face, îl visează de mic, îl construiește, îl crește și îl imaginează, știe exact ce vrea când s-a apucat de el, el are 2 ani în urmă, recul, să ajungă la momentul designer sau creator de frumos. El știe că o să trebuiască să piardă nopți și la rândul lui. Să creeze meniuri, să stea cu bucătari, să stea într-un ansamblu enorm, să pună în mișcare o roată în ansamblu ăsta universal. În care el să semne ceva. Vorbind de clienți, sau bineînțeles, sunt și... Dar și cafeneaua aia de hipster. Înțelegi? În care acum toată lumea a văzut că visează să aibă o cafenea, de, cafenea artizanală, la Cluj cel puțin mai pot să beau cafea normal, toată lumea visează, mă duc eu cafea de acolo și stai visul meu, fac cafele mișto, că
cât mai basic, cât mai simplu este doar cafeaua, mirosul, când am intrat în ea e tare, încep să viseze și la obiectul ăla, știi? E, ăla e un client pentru tine. Băiatul ăla care și-a băgat ultimii bani, care stă cu tine noaptea acolo să-i termin treaba ca lumea, decât un investitor care îl face pentru... Îi fac și eu lui Fina un par aici, că mi-a prea plăcut la școală și dar la par aici e mișto, știi, să... Înțelegi? Deci relația se setează, nu mai zic că pot să... Eu n-am căutat niciodată să văd cine e, cum arată pe Instagram sau pe Facebook, ce pe că... Vă rog, trimiteți-mi un... Ăsta e și profi. Trimiteți-mi un e-mail cu un brief. N-am înțeles ce e brief. E mișto să-ți construiești și tu brief-ul. Deci poți să mergi mai departe, vă trimit eu o serie de întrebări exact ale tale, în care tu ți-ai dat seama pe unde e el, știi? Într-un brief la internațional te apare restaurantul, este un L sau o ea. Adică imaginați-vă cât de mult poate să meargă un brief, cum adică un L sau o ea, adică e masculin, e feminin, cum e spațiul în care ne adresăm, știi ce zic? Adică aici poți face o grămadă fine-tuning, știi, dar asta ți-a setat foarte bine relația. Rezumat, în română. Spuneți un rezumat cu ce ați visat dumneavoastră, trimiteți-mi niște poze, Pinterest, cum spuneai, știi ce vă place, pe unde ați fost în lume, ce, unde ați mâncat când ați fost acolo. Și el, în felul ăsta, să își pune și el întrebări. Și da, mă, chiar asta e, pe unde am mâncat, mă, știu, bă, la Istanbul am mâncat, bă, dar chiar mai fac, știi, adică începe și el să viseze odată cu tine. Și să intre în legătură într-o comunicare. Mai erau întrebări, dar sunt, îi ținem, să știi, dacă intrăm pe... Nu știu unde mă văd, nu știu, așa, fac 1 decembrie, dacă peste 10 ani. Tot aici, deci transpirând, stând cu mama la plan, ne avem și birou unde locuim în zonă, stând la planșetă, ăsta e visul meu, adică să... Eu încă desenez de mână, asta mi-am pus cu noi și în vis pe 2023, desen, desen, desen. Era scrie, scrieți orice vreau să mai scrieți. Știți, din... Am fost mie de zonă de formări de-astea. Știi, adică desenează, stai. Desenul înseamnă rugăciune, înseamnă interesă, cel mai greu să pui în starea de a desena. Că așa pui mâna pe un creion, te duci, te repezi într-o planșetă și ai rupt pixul, vârful, rup buma după aia și nu-ți iese. Nu-ți iese că nu ești acolo. Nu știi ce vrei să exprimi. Nu ai idee. Ce tare că v-am găsit pe amândoi de la Mihai Viteazu și v-ați mai găsit de fapt aici. Mulțumesc! Toată lumea de la Mihai Viteazu e super la fiind, nu? Și toată lumea de la Meșoca din Brașov. În aceeași categorie. O să luăm întrebări, dar înainte de a lua întrebări, am niște știri din comunitate. Cât e asta de protocolar, dar cât e asta de drăguț, de fapt. Dan Mănăsescu, aici de față cu noi, și foarte drăguț, care în seara asta m-a ajutat să tai becul ăla pe care vreau să-l folosim în poze. Lansează această carte, a scris această carte pe care o lansează joi, nu, vineri, 11-11, mai înseamnă că am probleme cu datele, seara la Alternativ și o va da cadou cuiva care va pune niște întrebări faine. În afară de asta, Maria Romanescu și ea, așa, tot aici, are un curs de design interior pentru cei foarte la început de drum și pentru beneficiarii care vor să se specializeze un pic în design interior, adică nu neapărat pentru cei din industrie. Merită un share, sigur aveți prieteni interesați și pot face asta. Iar cei de la Noel, Dan Pierșinaru, cel care are autor Materia și Noel, a lansat înscrierile pentru designerii de, pentru designerii care vor să meargă să participe la Noel, are col de înscriere, dacă vreți, sunteți din zona de design de produs, e un târg foarte mișto, eu am fost cu Liria de multe ori. Și acum microfonul o să fie la mine amplificând întrebările voastre, că le-am dat seama de data trecută că de fapt așa funcționează. Deci, mai bine. Deci, întrebări. Aveai aici una. Da. Mi-a și dat ceva cadou și de aia l-am. Zi și... Hai să-ți dau microfonul, dar zi și numele și mulțumesc, cine Mihai Victor. Așa? Mihai, la mulțumesc. Mulțumesc. Da, știu că ai lansat
Acum că ai spus că ai făcut niște poze profesionale la niște produse pe care tu le-ai dezvoltat de ceva ani, nu știu acum cât de nou este acest produs, știu că ai o lampă. Da. Și tocmai era întrebarea cum, câți bani investești în acel produs și cum decurge tot procesul ca să aibă succes. Și de la mână am văzut și o masă foarte interesantă. Aici sunt întrebare. Deci trebuie să tragem limita asta la întrebări, mai clar. Intri în procesul de creație, începi să investești, începi să descoperi, nu te poți opri, exact asta s-a întâmplat cu lampa. Îți dai seama că aia, ca să creezi matrița, în a turna, a sufla sticla, a fost un proces incredibil de complicat, pentru că nu mai ținea de mine. Ținea de doamna maestru sticlar, Jenny Costechescu. La cel sud aici, te duci, stai câteva zile de vorba. Asta nu se poate face așa ceva, era putea sticla. Nu, se poate face o doamnă care încă suflă sticlă, sticla se face în două procedee, dar nu intrăm în detalii, stai cu dânsa, ore în șir, zile în șir, nopți în șir, complicat, e artist plastic, adică nu e un inginer cu care să comunici destul de repede, n-are ore de întâlnire, începi să descoperi, să înțelegi cum se comportă sticla, ca să poți să sufli sticla, că nu orice desenezi tu, să poate materializa, știi? Când o sufli, să topezi matrițele. Cum le faci la scară mare. Una e să faci un obiect din sticlă suflat, gen fondul plastic, cum era pe vremuri, și alta e să încerci să imaginezi, cum am avut eu lucrarea aia, am avut 37 de candelabre și 75 de aplice. Am avut sute de piese care trebuiau să iasă la fel. Deci e cu totul alt proces. Când le-am terminat și le-am vândut clientului din Sibiu, mi-am dat seama că am pierdut mulți bani. Dar am fost fericit că o idee de-a mea veche a fost materializată într-un proiect public în Sibiu. Am câștigat la proiectul la Sibiu cu pereți, ștucaturi sau, mă rog, alte obiecte care... Dar la obiectul ăla, când am dat prețul pe produs, eram într-un preț ulterior tehnologic, modificări. Complicațiile apărute au făcut ca prețul să crească peste valoarea ofertată de mine clientului. Dar sunt cel mai fericit că acel obiect și că mi-a rămas și mie una sau două. Și că le-am rezolvat tehnologic. Adică mâine dacă îmi comandă unul 100, pot să le fac. Știi? Vorbim tot de serii mici. N-am intrat încă în zona de industrial. Ce aș spera eu, apropo cum ai întrebat, tu să le vadă guținii sau un producător de afară să zică, băi, îmi place că cine se pricepe un pic la asta, vede că sunt multe aia, dacă o desface repere, sunt sute de repere rezolvate acolo. Știi? Până la efectul lumină, știi? Sau până la efectul sticlă colorată. Doar așa, dacă e ca un obiect să o descompui. Și să-mi iau unul să zică, îmi place prototipul, ai un leu la fiecare lampă vândută, dă-mi mie. Știi? Adică spre asta ating și eu, apropo, în comunică. De-aia m-am chinuit să o pozez, i-am făcut și un film. Adică să nu rămână undeva doar la lucrări, că e și în Sibiu, mi-a era și greu să-i povestesc, eu am o lampă mișto, noroc am mai găsit una și mi-am pus-o în casă, știi, mi-am mai găsit și de repede și am mai reușit să compun una. Că așa suntem noi, știi, adică am mai spart câteva sticle la transport, s-a mai întâmplat nu știu ce, nu mai aveam cum să o marchetez, arăt, nu știu care e cuvântul. Și oarecum vine ca o completare la ceea ce ai spus mai devreme când ai făcut din acele sticle de absolut. Da, da. Foarte tare. Mulțumesc. Mulțumim, Victor. Profitați de Raluca, că e aici. Și de Mihai, dar și de Raluca. Nici o întrebare, Dumnezeule. Am atins tot așa. Mare, trebuie să pleci cu toate cărțile. Stai că poate auzi, nu te mai încerci de telefon. Zic. Ia, tare curajos că te auzi. Bună seara, Mihai. Bună seara, Mihai. Bună seara, arhitect, designer de interior și vreau să fac și ceva design de produs. Este prima oară când fac chestia asta în cariera ca să zic așa. Și uite, acum eram un pic descurajată în ideea în care am făcut câteva produse, discut cu o fabrică și acum când tu ai spus că trebuie să fiu acolo, să modelez împreună cu ei, este foarte grea, cum să spun, coagularea în fabrică, acolo trebuie să fiu lângă ei, mie mi-e foarte greu să fac chestia asta, trebuie să deschid fabrica mea, cu care e masul? Ok, hai să auzim.
să încerci să rezolvi tu prototipul și să vadă că e sigură. Fie inginerul, trebuie să te vadă că tu știi că ai lampa visorită și că tu ai rezolvat-o. Să nu răspund, nu știu, nu încerca. Eu am văzut desene de designer celebri, chiar la Genii aici, o lampă nor, nor așa se chema, era o singură linie, un bol de sticlă de 50 de centimetri, asta e foarte greu de obținut în suflare, care nu era determinat geometric, adică nu era o sferă, să poți să o bagi într-o formă, ci că era ne imaginăm un nor, o formă organică imperfectă, desenată de o linie. Era, n-avea cotă, n-avea nimic, grosime de sticlă, adică și la un obiect ăsta, știi cât e? Ce grosime are aluminiul ăsta? Vezi că nu-i vezi rama aici, știi, când te uiți la piesa asta, te dai asupra capului tău, zici, bă, dar unde e, cum e rama, ce e acolo, știi? Adică, ai foarte, tu trebuie să fii sigură că știi cum să va face și să ți-l dorești foarte mult și el va veni el spre tine, obiectul. Nu trebuie să stai nici în fabrică, dacă va trebui, trebuie să stai în fabrică. Dar dorește-ți, rezolvă, fă-i macheta, transpiră un pic în el să vezi cum să rezolvă și cum. Într-o dimineață treci că sună cineva la ușă și poftiți, v-am adus la mine. Nu glumesc. Stai acolo, stai pe el. Și să nu fii, să fii, ți-am zis, ți-am pus-o întreb, domnișoară, cum v-ați, că așa e, adică. E, și cum v-ați gândit, cum o să stea asta? Arătați-mi, cum stă asta. Hai, arătați-mi, să vă cum stă asta. Păi stai așa, dar stai să vadă că am făcut și un prototip și o să stea așa, așa, așa. Discursul tău să fie ferm și să vadă că îți dorești. Și atunci l-ai muiat. Știi, te-ai dus la el. A, bine, haide să ne mai uităm o dată. Știi exact. Și când ai să haide să ne mai uităm o dată, știi că l-ai făcut. Acolo l-am zis. Da. Și dacă trebuie să stai în fabrică, stai și în fabrică. Că exact, știi cum e asta? Câteodată procesul, pentru mine procesul de-a-l face mai mișto decât rezultatul. Da. Adică ăla, tot travaliu. Travaliul ăla trebuie să-l treci cu toți porii, că ăla nu se mai repede. Da. Ăla e once in a lifetime. Și un produs în care am puneai mai devreme, doar în arhitectură, este arhitectul șeful de proiect și după aia sunt mai multe entități. Dar chiar și dacă reducem creativitatea asta într-un singur produs, e artistul, arhitectul, designerul care gândește, însă mi se pare că ulterior trebuie să vină la fel mai multe entități care să conlucreze. Cel din fabrică, un maestru. Tu dacă ești coerent în exprimare, eu am înțeles ce spui, pentru că tu ai fost coerentă. Dacă tu începeai să bălmăjești ceva și eu nu înțelegeam întrebarea, nu mai aveam cum să-ți răspund. Nici la prima, nici la a doua. Deci tu trebuie să fii atentă la discurs. Discursul tău trebuie să fie linear, să exprime o direcție, exact ca limba în care noi vorbim. Avem subiect, avem predicat, avem adjective, nu prea multe. Atenție că e pleonasm. Știi? Adică trebuie să fii coerentă, concisă și să vadă că exprim o idee. Atenție! Că există și formă fără fond. Când intri în zona aia, poate să-ți apară orice proiect. Dar când tu știi exact care e începutul și care e sfârșitul și când l-ai imaginat, nu are cum ce să se întâmple pe parcurs. Și toată lumea va... Universul, de fapt, nu doi ingineri sau un de la, va conlucra cu tine în a-ți-l rezolva și vei rezolva probleme care par nerezolvabile, știi? Câteodată te mai detașezi, te duci într-o parte, privești din altul, după aia să vedem cum se vede și din partea aia. Știi că poate sunt într-o... Cred că și transpirația mă învăță, cum ziceai tu la început. Că am făcut, ai făcut arhitectură, design interior, dar am produs efectiv, n-am mai lucrat. Și acum e transpirația de toate... Trebuie da, băiatul meu, Luca, are 20 de ani, anul 2 la design de produs. Asta nici nu... Adică design de produs e complicat pentru că exact trebuie să determini, fii atent, ce înțelegi tu pe produs sau ce înțeleg eu că înțelegi tu prin produs, mai bine zis, e un produs de serie mică, manufacturat într-un atelier, nu un produs realizat industrial, un terminat design industrial. Realizat industrial înseamnă că el intră lampa de deasupra capului, se poate face, se cumpără un profil, să taie la capete, să pune un LED și să pune un capac. Dar cine face profilul? Ăla e un profil extrudat, ăla intră într-o presă hidraulică, intră într-o chestie care e mecanică fină. Nu poți să o faci la colțul străzii cu un atelier, știi? Depinde câte dare te duci în designul de produs. Nu te descurajezi, dar zic, ce cred eu că vrei tu să faci? Un, îi mai spun eu, artizanat, știi? Adică obiecte de design, serii limitate, care sunt la granița între artă și design industrial. Ce pot zic că te realizezi la asta e cel mai bine, să keep dreaming. O mână timidă.
Să vorbești tare ca să... Pentru Raluta, așa, nouă întrebare. Întrebarea e cum se lucrează efectiv cu o echipă de digital marketing. Adică, spre exemplu, dacă Mihai vine până la Marlui și vrea să o promoveze... Da, foarte, are... foarte bună întrebare. Care e punctul de pornire? Eu am pus-o la mine, că atâta știu, știi, dar nu cred că îi ajut dacă vreau să ajung la Buzini sau la un brand internațional, la Floss. Păi da, totul începe cu o conversație foarte lungă, sună așa ca un fel de interviu în care încercăm să scoatem toate informațiile de la client. Cui se adresează, ce obiective are, care e concurența, dacă există, ce a mai făcut până acum, la ce date ne poate da acces, mai ales că e vorba de digital marketing. Ulterior, urmează un research al nostru, stăm așa și hamsterim pe acolo, pe la butoane, ne uităm pe tool-urile care sunt tool-uri de altfel universal accesibile. Și ne uităm pe acolo ce putem afla despre concurență, despre public țintă, despre business și urmează o altă discuție în care venim cu o propunere pe baza căreia să discutăm. De cele mai multe ori nu e propunerea câștigătoare, clientul are foarte mult input pe acea propunere, dar e un bun punct de pornire pentru o discuție, adică e ca un fel de check. Înțelegem și noi dacă am înțeles bine, înțelegem dacă ne ducem în bălării sau avem o direcție bună. Deci cam asta ar fi începutul. Propunerea cum se materializează printr-o campanie pe rețelele sociale? Poate sau? Să fie o campanie, da, venim practic cu o propunere de ce am vedea noi. Și inclusiv ce buget am vedea investit. Exact, un fel de plan strategic. De un termen mai lung. Exact, da, în funcție de obiective. Fie o strategie, poate să fie și o strategie pe un an, dacă e un proiect punctual, o strategie pe o lună, două luni. Și de obicei, ăsta e marele avantaj în digital marketing, că putem să ne legăm de cifre. Putem să spunem cam câți bani ar trebui investiți și cam la ce te poți aștepta. Câți oameni vor vedea campania, câte click-uri, câte vânzări. Se poate face și invers, ia cu tine cu un buget de ce atâția bani am. Da, sigur. Da, sigur. Dar și noi uneori spunem că nu e suficient. Dar da, sigur că da. Da. Ștefan, manager de produs, am și un proiect. Vreau să te întreb, ai fost mai bine că trebuie să conturăm cum arată clientul ideal. Mă rog, clientul pe care noi vrem să-l targetăm. Și întrebarea este cât de mult trebuie să definim cum arată acest client, adică respectiv toți o să zicem că vrem clienții care au un buget mai generos, care vin cu educație aleasă, la 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 la. Dar cât de in-depth trebuie să mergem? Care sunt și cum definim până la urmă? Adică cât de mult și cum definim? Da, cred că oricum e un proces pe care noi cel puțin îl facem împreună cu clientul și de obicei nu rămâne un profil bătut în cui află mai multe detalii. Uite, chiar Mihai a fost aseară la cursul meu de marketing online unde am vorbit exact de tool-urile astea, de research. În online poți să afli multe informații despre utilizator, adică poți să vezi că cel interesat de design interior și de fashion îl urmărește pe nu știu care influencer, adică poți să afli detalii de genul ăsta și să extragi niște concluzii, niște date. Poți să vezi ce caută utilizatorii pe Google și să faci practic un keyword research și să grupezi în familii lexicale. Sunt cei care caută designer de interior ieftin, sunt cei care caută designer de interior de parte, nu știu ce. Deci da, și la fel și în cazul produselor. Deci aș începe de la toate informațiile astea și aș încerca să fac o mapare a potențialelor publicuri pe care le pot avea și să văd care se potrivesc, exact cum spunea și Mihai mai devreme, cu valorile brandului meu, cu valorile produsului meu, cu ce am eu de oferit, preț, diferențiatori și așa mai departe. Dar da, de obicei se pornește de la niște profiluri și lucrurile evoluează ulterior. Cel mai avantajos este dacă deja ai un site, dacă deja ai făcut campanii, dacă deja ai niște profiluri, ai zona de analytics. Google Analytics pe un site, Analytics în Facebook, Insights în Instagram și de acolo deja poți să vezi niște date și nu doar demografice, și alte interese, și alte pagini. Eu aș mai face o completare ce am făcut eu de-a lungul timpului legat de acest client ideal, este că am luat niște oameni reali
Și m-am gândit la ei, adică ok, eu, în fine, când am făcut Lilia, livram fiecare, în primul an am livrat fiecare geantă personală în București. Tocmai că Petru ai cunoaște să văd și mai întrebam, da, de unde ați aflat, da, pentru ce o cumpărați, da, în fine, reieșeau tot soiul de lucruri. Da, dar exemplul tău e să nu facă business ca tine. Deci exemplul tău e să nu faceți ca mine. Bine, măi! Așa mi-a sunat. Băi, vă rog, nu faceți ca mine. Am livrat geantă la buși, a făcut aia și la un moment dat am închis business-ul că n-am mai putut, că era... S-a aglomerat un pic traficul, motocicleta. Da, măi, e complicat. Adică trebuie să fii atent ce e. Strict legat de profilul de client ideal, cred că a fost o practică bună, dar na, ok. Hai să luăm întrebare din spatele tău, așa. Zine cine ești. Andrei Raciugă, sunt din partea Estella Outer Companies, lucrez pe business development în zona de fragrances. Te-aș întreba la Luca cât de aproape suntem de Web 3.0 și de Metaverse? Și cât de rentabile sunt dacă se înghesuie clienții în momentul de față și care sunt perspectivele, poate, mai ales în zona de arhitectură. E destul de greu, noi avem câteva proiecte în desfășurare și ne este foarte greu să găsim creatori de frumos în zona asta. Este de viitor, se văd ceva... Orizontul. Nu mai întâi, o speram să ne traduci. Înțeleg un pic. Păi, întrebarea la fel la toată investiția asta a Facebook în Metaverse și în lumea virtuală, în zona asta de realitate virtuală. Și a crea, practic, proiecte direct în realitatea virtuală cu care utilizatorul să poată... Și întrebarea dacă crezi că să vor vinde. Nu da. Să crezi da, zice o lume că... virtuală, să investești în... Exact, și dacă se investește... Poftim? Avem o răspuns la întrebare, la o conferință de recent și am vorbit cu alții despre chestia asta. Metaverse se vinde deja, de fapt. Dacă ne gândim la el ca o extensie a jocurilor pe calculator, unde de ani de zile se cumpără Apple în orice, el practic funcționează. Noi pur și simplu avem o reticență în el, față de el, mai asemănătoare cu ce au avut jocurile de taxi față de Uber. El există în definitiv. Există. Și este deja folosit, adică în toate lucrurile pe calculator, ai ani și ani de zile de când cumpărai panouricul, de când cumpărai atunci, de când cumpărai orice. Și atunci, știi că arbura noastră în care noi ne considerăm activ și considerăm la un nivel că suntem deasupra chestii, este să mai acceptăm că are segmentul de viață. Nu neapărat că va acapara viața. E, asta nu știu ce să zic aici. Doar atât aș contrazice. Depinde dacă tu te uiți la scurt, la termen scurt sau pe termen lung. Acum nu știu dacă va acapara piața în sensul că o să fie ca SF-uri, da, și așa mai departe. Dar la cât investește Facebook în direcția asta de Metaverse, plus sunt perfect de acord cu ce spui că deja există, da, e posibil ca la un moment dat să ajungă la acel tipping point așa și să crească exponențial și cu toții să stăm niște ore bune pe zi în Metaverse făcând diverse lucruri. Ideea este că nu suntem acolo. Deci eu personal o văd ca fiind o potențială direcție de viitor, dar s-ar putea să ajungem la ea peste 50 de ani, peste 10 ani, peste 5 ani. Realitatea e că încă nu există. În același timp, cred că brandurile care fac acum lucruri pentru Metaverse au de câștigat imagine, PR, adică e o bună poziționare ca inovator. Da, acum nu prea există activitate pe zona asta, bate vântul, aș zice, mai ales la noi în România, dar da, e foarte posibil să ajungă acolo, pentru că da, utilizatorii sunt atât de cult și e foarte bună completarea ta. Doar atât eu zic că e posibil să ajungem acolo. Și uite o chestie, nu înseamnă că dacă n-am înțeles eu întrebarea, nu va exista genul ăsta de, știi, de creator, practic, de inteligență artificială, de un spațiu virtual în care nu noi neapărat sau cineva să-și petreacă, dar nu înseamnă că vrei să o neg, știi, să trăi mai departe, n-am înțeles, nu înțelesem inițial întrebarea, după aia Metaverse mi-a sunat cunoscut și am cam bănuit că pe unde te duci pe Eu vreau să fac o completare, să zic că știu o arhitectă care și-a părăsit jobul de birou de proiectare clasică pentru a proiecta în Metaverse. Deci, mă rog,
Și mai crește. Nu neapărat să este fizic cu noi, doar face pointe. Am văzut niște mâini ridicate, așa. E meta pentru tine. Te rog. Vă rog. Tine, care ești? Eu sunt Flavia, arhitect de design interior, am intervenit pentru Mihai. Ai vorbit mai devreme de clierea sau selectarea clientelei prin acel brief pe care îl primești pe e-mail. Ce se întâmplă sau cum procedezi tu sau echipa în momentul în care nu ești interesat să iei ca și client sau nu simți ca o chimie? Cum îl refuzi politic? Aia e cel mai ușor. Bună ziua, ne cere scuze, sunt ocupat. O să-i dea un preț foarte mare. Deci, asta e prima variantă. Dar poți să ai riscul să ți-l asumi, să zic că da, domnule. Și spun că vei fi fericită. Sau ne cerem scuze, suntem ocupați, și de un termen puteți. Aici ce e interesant, un prieten care nu a fost la... Nu știu dacă mai am nevoie, că cum auzeam de aici. A fost la... a stabilit o întâlnire cu Filip Ștarc. Cel mai titrat designer din lume, Filip Ștarc, da? Ca să nu existe Filip Ștarc și restul lumii. Chiar dacă urmăriți contentul, e generat de cineva, nu e al lui. El e un tip timid, adică sigur nu e al lui. Vă spun că îl visez în facultate. E prietenul meu, el nu știe că e prietenul meu, dar e prietenul meu. I-am și folosit numele, că n-am pus să rezerv undeva, am zis că sunt prieten cu... Nu mă lăsau să intru într-un locație, dar nu știu, cum intri aici? Ești prieten într-un private membership de ăsta? Și a zis, da, sunt prieten. Cu cine? Cu Filip. N-am mai zis Ștarc, știi, ca să facă, ești prieten cu Filip Ștarc, știi, adică ca să-i dau credibilitate, greutate cuvântului, știi? E, ăsta s-a întâlnit cu Filip Ștarc. E vorba despre proiectul stejarii a domnului Țiriac. În urmă cu, când s-a făcut el, îți s-a durat 2 ani proiectare, e deschis de 5 ani, acum 7 ani, să zicem. Și i s-a explicat, i s-a dat brief-ul, Ștarc vrea brief-ul real. Băi, vreau brief-ul, spune, nu citeam. A scos o agendă cu un creionaș și a zis așa, a primit brief-ul. Un country club, zona de nord, a unui oraș, poziționa demografic, o clientelă de aia cu tot ce spune Raluca, poziționat, am înțeles, investiție, valoare de investiție, a dat și o valoare de investiție, zis, n-a ajunge la Ștarc, și adică să vadă la ca un bani. În spate, domnul Țiriac, adică avea un awareness deja, adică nu era un băiat care câștigase niște bani și ăsta s-a uitat în agenda, nu are nicio problemă. În 2 ani și 7 luni ne putem apuca de proiectul dumneavoastră, durează 3 luni partea de concept, în care noi vă vom prezenta niște 3D-uri, niște randări, niște moodboard-uri, după care sunt următoarele etape. Proiectare 2 luni, aia 9 luni și 3 ani estimăm noi că puteți avea produsul livrat. Adică în cazul lui Ștarc, viața lui era făcută de această agendă. Asta mi s-a părut incredibil. El știa că el nu poate să putea să-și mai ia concediu peste 2 ani și 7 luni dacă le-ai zicea 2 drumul la proiect, știi? În România oricum nu are nimeni răbdare. Vrea mâine, vei din 2 ani și 7 luni s-ar putea să mai existe piața aici, să nu mai fie nimic, să fie un câmp, știi? Și nu-și permite asta. Dar ca să faci un Carrefour la Paris, îți ia 5 ani. De când am terenul și vreau să fac un Carrefour, vorbesc mai departe. Adică e foarte ușor de respins. Nu e... Mulțumim. Raluca pleacă. Așa că îi mulțumim că este cu noi și vreți să facem o poză înainte să pleci și după aia îl aveți pe Mihai pentru că pentru încă foarte puține. Nu, adică pot să, dar când am început să mă repet. Hai să facem o poză și... nu puteți. Așa? Pentru cum vrei să stai? Chestii organizată. Hai, da. Dar rugăm pe cineva să... Unde lași la iPhone? Îmi poți la iPhone? Poți să știți, așa sau așa? Da? Da? Nu știu cum, pe tu ești fotograf.
Vreți să vă ridicați puțin, vă rog, să vă puteți lăsa? Să lucrez în comunicare pentru platforma RIDA, Romanian Interior Design Association. Vă invit să vorbim mai mult dacă rămâneți la socializare. Și ce mă interesa ca om de comunicare de la tine este dacă poți da un exemplu din traiectoria ta profesională când ai simțit că marketingul sau o inițiativă de marketing sau de comunicare te-a propulsat în mod real. Și dacă nu ai un exemplu concret și cumva e de fapt un mix în care nu poți atribui meritul marketingului, unde ți se părea că marketingul te-a putut ajuta mai mult sau ar fi fost bun un avânt de genul ăsta? O oportunitate, un val pe care să fii? Exact la fel, n-am crezut în asta cu metavers, am refuzat întrebarea, știi, cu metavers, exact așa a fost și asta cu marketing și comunicare. N-am crezut de la început peste, adică, băi, dacă faci un lucru bine făcut, n-are cum să nu aibă succes, știi? Și acum și succesul ăsta, știi? Adică ce înseamnă să fii un om de succes până la urmă, știi? Adică să fii cel mai tare la tine în sat, să treci granițele, să fii nu cel mai tare, dar bine văzut la oraș și așa mai departe, știi? Dar în tot ceea ce noi facem, noi suntem co-creatori, adică noi nu suntem creatori, noi am făcut lampa aia. Adică noi nu suntem neapărat, noi suntem becul, dar becul funcționează datorită curentului electric care ajunge la el. Deci mai e cineva care a făcut. Deci tot timpul noi să avem chestia asta, adică am visat ceva, el e un har, el e venit și exprimat prin tine. Că ai creat un obiect, că ai creat o stare, că ai creat ceva. Bineînțeles că tu vrei ca acel obiect să fie cunoscut de asta sunteți și aici la cursul de marketing, că dacă nu vă interesa marketing, nu veneați aici, stăteați cu prieteni la un șpriț de Sfântul Mihai, știi? Sigur, avea toată lumea, oricine avea un prieten, Mihai sau da, o prietenă. Și ce pot să spun e, chiar dacă, nu înseamnă că dacă nu le înțelegem, cum a fost întrebarea, nu înseamnă că ele nu există sau că nu sunt până la un punct obligatorii, știi? Dar nu asta trebuie urmărit, adică ele vin. Adică odată ce ai apărut, ai fost selectat și ai apărut în revista Iglu, ai să o luăm invers, pe print, da? Ai fost selectat în revista Iglu, deja ți s-au deschis canal, nici cauți. Cineva răspoiește, chiar dacă pare neverosimil, cineva, eu răspoiesc, eu s-a abonat la Iglu, eu s-a abonat la Frame de 20 de ani. Și abia aștept să vină revista caldă, în tipar, s-o deschis, o răspoiesc. M-am surprins, băiatul meu îi face și ala poze în revistă. Are 20 de ani, nu aia mică de șanse. El nu e obișnuit la 20 de ani cu varianta printată, înțelegi? Ar vrea să vadă mai multă poza aia. Deci, ei tot sunt, acum toată lumea e cu nici măcar ca asta, îl rog pe un client. Te rog frumos, când îți trimit un mail, privește pe monitor, nu pe telefon. Așa începe mailul. Bună ziua! Vă rog acest mail să nu-l citiți pe telefon, să-l deschideți pe monitor. Știi? Pentru că tu creezi false impresii, tu creezi, cam orice lucrare se vede bine în telefon. Păi eu m-ar ajuta, știi? Adică orice poză ai pus în telefon e bine. Când ai pus-o pe monitor, când ai tu la cine, eu am lucrat cinematografie, 6 ani scenografie. Și atunci am înțeles, tu mi-ai zis, erau regizori care spuneau, băi, vezi că acolo în colțul camerei astea, uite acolo în colț apare ceva, chestia cu ei. Băi, suntem 100 de oameni aici, într-un colț. Nu gândi așa, noi apărem pe un ecran de cinema.
care e mai mare decât, are 10 metri, 20 de metri. Noi vedem fiecare detaliu acolo. Știi? Adică tu oricum, plecând de la micro, la macro, comunicarea ta trebuie să fie prezentă indiferent. Deci tu dacă apare în iglu, în iglu te vede cineva, îi rămâne undeva exact ca mesajul subliminal. Știi? Că tu trebuie să faci și să cauți să apare oriunde. Înțelegi? În faza 1. După care, pe măsură ce confirm, te caută. Domnule, mai trimiteți-ne și nouă la familia Castiglione, este o familie de designer celebri în anii 3 frați după război, care au devenit ei maestri, așa se cheamă, pionierii designului industrial după război, care ce-au făcut? Au luat fabrica de căști, de undițe și au transformat o lampă în obiect de uz casnic. Adică neavând la îndemână unelte, imediat după război nu s-au lăsat și au creat obiecte din ce aveau, din fabrica de căști. Asta e. Tehnologia de făcut o cască e destul de complicată. Păi au devenit maestri. La acești maestri aveau o bancă, e foarte frumos la Milano să vedeți casa Achille Castiglioni. Biroul, studioul Achille Castiglioni este muzeu, transformat în muzeu. Și e foarte interesantă povestea cum îți imaginezi, avea o bancă mare înșelată afară unde stăteau pe bancă, așteptând să iasă maestru cu o schiță de mână, Flos, Artemide, Guzini, toți greuceni, să iasă maestru cu o foaie. Înțelegi? Și să dea, asta e pentru tine, asta e pentru tine. Înțelegi? Venit târziu. El a ajuns acolo confirmând, după care a fost căutat. Și n-a mai trebuit să ducă el la... Dar el primului pas a fost, a stat la ușa fabricii, a fost invers. Procesul ăsta a ajuns la final. Așa. Prima oară el a fost la ușa fabricii să facă... Nu știu, mai e mult de povestit aici, dar cred că încep să mă... să distorsionezi, ca o bandă de asta de... Cred că mai avem energie pentru o singură întrebare, ultima. Dacă nu există. Puneți una de-aia cu virgulă. Eu sunt Arca Abădoi, un interior designer. Și am o întrebare pentru tine. Când ai un spațiu public de amenajat, în care va trafic, cum gândești din punct de vedere funcțional și creativ, astfel încât să-ți pui amprenta și să te încadrezi în buget? E o întrebare complexă. O preferam la început, acum... A venit în Paxus. Deci, eu tot timpul... Când un client încearcă să-mi dea un buget, îi spun, nu-mi da bugetul. Te rog, nu-mi da bugetul. Lasă-mă și pe mine să lucrez, nu-mi da bugetul. De ce? Fii atent. În primul rând, ne raportăm unde lucrăm. Lucrarea este unde? În București, da? În ce zona a orașului este din București? Încep să introduci într-o ecuație tot ce ți se pare necunoscut. Iar ție îți reiese produsul ăla ca fiind perfect balans între ceea ce el va încasa și ceea ce el va cheltui. Înțelegi? Pentru că ce e foarte important, sunt designeri care desenează dragul frumosului, dar eu consider, eu sunt în cealaltă categorie, în care eu consider că, pentru că am și deformarea cu fratele, eu consider că noi suntem parteneri și că obiectul nu trebuie să fie doar frumos și valabil astăzi, ci va trebui să fie valabil în timp și va trebui investiția recuperată în 3 ani, asta o pun ca medie, în spațiu public, după care să fie în profit. Adică, discursul meu e că el e partener și el nu merită să rămână... Adică noi suntem acordat. Din ce cauză e important acest aspect? Că tot timpul trebuie să fie acordat la piață. Tot timpul, indiferent unde e. La piață, la zona în care tu te faci obiectul. Tot timpul trebuie să ai și limită aspirațională. Adică să pui și tacheta un pic mai sus decât au pus-o predecesor. De exemplu, dacă faci un bar aici, în zona Alba Iulie, tu o să observi că merge un anumit tip de pub, să-i spunem, da? Clientul de te angajează peste drum și tu ai fi tentat să faci același tip și clientul la fel. Bă, ce bine merge rolul ăla, să-l fac și eu la fel. Nu, tu trebuie să fii tot timpul, pentru că evoluția de fapt ce înseamnă? Să nu stai pe loc. Tot timpul, ca să poți să stai pe loc, trebuie să evoluezi. Da? Păi, adică tot timpul trebuie să ai evoluție. Și atunci, încă de brief-ul, adică asta cu bugetul e... Tu nu poți să bați câmpii dacă ești realist și dacă ai un pic de...
adică bugetul e reflexia clientului sau a spațiului care el face, știi? Adică el poate să și-l facă și clientul. La final, înțeleg lucrul, că una e să, bă, atâția bani am, aia nu poți să lucrezi. Adică un buget realist, să construiești împreună și poți să-l și determini la un moment dat. Am încercat să-i fac eu o formulă. Știi, cam cât ar fi metru pătrat de spațiu public. Fii atent, ce e foarte important. După momentul colectiv, s-a schimbat foarte tare partea de investiții. Adică, acum, prima vis pe care le-i se cheamă ISU. Acolo, un client cheltuie mult mai mulți bani decât cheltuia în urmă cu înainte de... Dar asta înseamnă să fi înțeles drama prin care am trecut cu toții, știi? Să te raportezi la acel lucru. Adică, s-ar putea ca... Că tot din nou dau exemplu ăsta, dom'le, vezi că tu s-ar putea să-ți cheltui bugetul pe și șantier, iar ce să vede în final, să încerci să faci compromisuri. Într-un proiect, dacă ai 10% compromis, atenție, nu mai mult de 10%, tu, practic, denaturezi toată valoarea întregului proiect. Adică dacă eu vin în spațiu, nu eu că sunt specialist, tu nu poți să minți clientul, nu poți să asumi, trebuie să fii sincer. Și ating și văd că aici tu ai palme laminat în loc de beton. Când discursul tău e beton, e un spațiu brutal în care nu ne interesează cum arată aspect, pentru că trebuie să iasă în față materialele. Și discursul tău e, la final n-am că să duci betonul la stadion. Ăsta e complicat, nu e ușor, știi? Deci tu nu trebuie să... Dar într-adevăr e bine să lucrezi tot timpul cu bugetul alături, știi? Și vezi tu unde se poate face compromisul și unde nu se poate. Începi să-l simți. Știi? Eu tot timpul spun asta. Dom'le, ce se atinge, ce se vede, nu poți să faci. Știi? A, că-s chestii în spate, care nu le vede nimeni, poți să începi să faci. Știi? Aici și la Zeus, dacă te duci. Vreau faianță de 10 euro sau vreau faianță de... Același aspect. Vorbeam de mozaic, de terrazzo, de... A spus ceva. Ăla, dacă e printat, e 20 de euro. Dacă e masiv, cum e aici, e 200 de euro. Același aspect, dar intervine următorul cu spațiul public, ai trebuie să rezist. Ăla de 20 de euro va dura fix un an, când va începe să tocească pe zonele de fluxuri, ăla de 200 de euro, peste 10 ani, va arăta mai bine decât ziua în care a fost făcut. Mai autentic. El începe să-și defluiască în masă și dă credibilitate spațiului. Îi dă autenticitate, îi dă greutate. Capătă patină. Care asta nu poate fi, asta e valoare intrinsecă, asta nu poți să iei niciunui spațiu. Și asta înseamnă iar alt cuvânt sustenabil. Pentru că clientul și ce să zică, îl pun pe ăsta acum, că n-am bani. Și vedem peste 2 ani facem, aia nu există. Iar compromisul ăla pe care eu spun, că l-a pus pe ăla, în care se vede că e plăci, că nu-i turna sau că sunt plăci mici 30x30, ăla îl simte consumator, fără care să fie profan, ca niciodată. Deci după cum capă tocul, după cum se aude când a căzut un pahar în tacâm, se aude diferit clinchetul materialului real, puternic. Știi? Mulțumesc! Plăcere! Cred că mai aveți fiecare câteva întrebări, dar o să slăriți pe Mihai în cât mai poate în privat. Mulțumesc pentru această seară. Ne vedem, nu știu ce să mai zic, în afară de faptul că vreau să dau aceste albume, cărți și mai departe. În rest, ne vedem luna viitoare, 13 decembrie, despre personal branding. Mulțumesc!